Dragi colegi, vă salut, stimat audiență, vă salut, competitor, salut pe toți. Deci, conform procedurilor prevăzute, stabilite, eu trebuie să vă prezint și să vă aduc la cunoștință că dosarul doctorandului, competitorului, aspirantul la funcția de, pardon, la titlul de doctor Ciobanu Ion, precum și teza respectivă, rezumatul pe care noi îl numim autoreferat și dosarul cu toate documentele necesare în conformitate cu prevederile regulamentului sunt prezente. Sunt prezente începând de la decizia de formare a Consiliul științific specializat pentru organizare, desfășurare și susținere publice, tezei doctorat, teza pe care le-a făcut, hotărârea seminarului științific de profil, lista lucrărilor, avizul pozitiv al seminarului unității departamentului, lista organizațiilor la adresa cărora a fost remis autoreferatul, adeverința de depunere a tezei la Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Deci toate aceste documente sunt prezente. Dacă dumneavoastră considerați necesar, eu pot să le dau citirii. Da. Toate aceste. Analizat mai concret. Da, dacă dumneavoastră. Dar vreau să vă spun și să aduc la cunoștința în altei audiențe că la ședința prealabilă a comisiei noastre, Consiliului științific specializat. Noi documentația aceasta am văzut, am discutat-o. Dacă considerați necesar, îmi dați de știri. O mică de preparare, dacă spate. Da, poftim. Ce măsură corespunde traseul pregătirea Păi, dumneavoastră s-a anticipat următoarul pas pe care eu trebuia să-l fac, trebuia să prezint succint datele biografice și traseul inclusiv științific a domnului Ciobanu. Și de aceea vreau să vă aduc la cunoștință. Deci, domnul Ciobanu Ion, născut în 1986, pe 24 iulie, Valerica Hul, este licențiat în științe politice, absolvent al Universității de Stat, Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice Administrative, specializarea politologie. Imediat a urmat instruirea în ciclul 2, masterat în științe politice, anii 2012-2014. Între anii 2017-2018 face școală de studii avansate în jurnalism. Anii 2014-2019 doctorand la științe politice, specializare politologie. Dacă dumneavoastră doriți, deci are stagii și în 13, și în 14, 2015, 16, în diferite instituții, cum ar fi, de exemplu, trainingul internațional PROM 2020, programul Youth in Action, dirijat în Armenia, în Franța, în Strasbourg, participant a trainingului internațional European Network for Individual Living, executor în cadrul proiectului Valorificarea moștenirii istorice și culturale a lui Constantin Tomescu, Institut de Istorie, Academie de Științe a Moldovei. Este premiat bursa în anii 11-12, bursier al Fundației Familia Sturza, anii 2011-2014, bursier pentru excelență în studii al Societății Orbilor din Moldova și a familiei
lepădat din România, 2014-2015, bursier al Fundației Soros din Moldova, programul Drepturile Omului. Cunoaște limba engleză și limba rusă. Are și experiență de muncă, anii 2016-2017, asistent de proiect a programului Promovare Educației Inclusive în Republica Moldova, 2015-2016, executor din cadrul proiectului Valorificarea moștenirii istorice și culturale a lui Constantin Tomescu, 2018-2019, reporter la Agenție de Științe Info prin NEO, de presă. Da. 2019-2020, consultant accesibilitate web pentru nevăzători, Alianța Infonet. Asta e ceea ce privește experiența date din curriculum vitae și experiența profesională și traseul academic al domnului Ciobanu. Mai sunt întrebări, dragi colegi? Noi îl vedem pe domnul Solomon. Eu am întrebare, mă vedeți și mă auziți? Da, 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 domnul Solomon, da. Domnul Vasilescu, mai sunt încă întrebări? Nu. Poate alții au întrebări. Poate alții din cei prezenți, numai că nu știu de ce, eu simt că la noi... Da, tu trebuie să deconectezi când ai terminat. Cu mesajul. Conectarea e. Așa, conectarea e. Gata, deja e stabilul. Așa, următoarea etapă, domnul Mulțumesc, acolo putem face faiecea. Dacă distinsul auditoriu nu are întrebări la secretarul științific, eu îi ofer mai departe cuvântul din nou, conform procedurii, domnului Moșneagă, președinte a Consiliului. Mulțumesc, doamnă secretar, stimați colegi, conform regulamentului și procedurii stabilite, cuvântul îi se oferă domnului Ion Ciobanu, competitor și autor al tezii de doctorat, dumnealui, în timp de 20 de minute, face prezentarea la teză, extras de teză, vorbind despre diferite aspecte care sunt obligatoriu să fie reflectate în teză și terminând cu concluziile și recomandările care au fost realizate în baza studiului de doctorat. Deci, domnul Ion, vă rog, eu deconectez microfonul, așa că să nu vă amestec. Stimați profesori, membri ai Consiliului, sper că se aude, nu știu. Nu, e normal. Se aude, da? Uh-huh. Nu. Stimați profesori, poate dacă ceva dumneavoastră deconectați și sunetul. Apăsați pe fonă fonă. Eu am deconectat. Nu, sunetul, nu microfonul. Microfonul e deconectat. Dacă spate, că aici da. Știți cum... Dacă poftim, eu l-am deconectat. Nu, vorba de sunetul platformă. Acolo altceva mai ies, nu ce-am spus. E așa când nu primești inițial. Stimați profesori, membrii ai Consiliului Științific Specializat, referenți, stimată audiență, permiteți-mi să prezint succint o sinteză a tezei mele de doctor cu titlul Democratizarea și modernizarea sistemului politic din Republica Moldova în contextul globalizării. Lucrare la care am lucrat timp de aproape 6 ani, în perioada studiilor la doctorat. Așadar, actualitatea problemei investigate este determinată de faptul că Republica Moldova, ca și alte state din fostul spațiu ex-sovietic, a pornit pe calea democratizării într-un context internațional complicat, în care mari actori își redefineau rolurile. Astfel, Republica noastră, într-o perioadă de timp, a fost nevoită să-și reorganizeze întregul sistem politic din perspectiva democratică,
acest lucru realizându-se într-un context în care țara noastră nu avea o experiență democratică și nu avea o tradiție civică de, a societății civile. Lucru care se reflectă în practică, practic după 30 de ani, vedem că în cadrul procesului de democratizare nu s-a reușit noul sistem creat să rezolve cele mai strigente probleme ale societății. Actualitatea este determinată inclusiv și de faptul că este necesar, din punct de vedere al teoriei fundamentale a științei politice, de a analiza procesul de democratizare, modernizare și globalizare din perspectiva fundamentelor științifice, dar și din perspectiva practicii politice. Astfel, identificarea de soluții va permite pe viitor rezolvarea problemelor care apar în procesul de democratizare. Scopul tezei este de a studia procesul de democratizare, modernizare și globalizare din perspectiva corelațiilor existente dintre aceste procese complexe, dar și din perspectiva și impactul acestor asupra transformărilor instituționale ale sistemului politic. Noutatea științifică a lucrării este determinată de faptul că este pentru prima dată în literatura politologică cercetat procesul de democratizare din perspectiva celor trei ca și prin om. Democratizare, modernizare și globalizare. Aceste fenomene au fost pe deplin sau în mod vast studiate, însă din perspectiva corelațiilor dintre aceste procese nu au fost studiate. Teza este structurată în patru capitole. În primul capitol este prezentat abordările istoriografice ale semnificației conceptului democratizare, modernizare și globalizare. Acest prim capitol este structurat în două subcapitole. În primul subcapitol prezint studiul istoriografic al evoluției și constituirii conceptului democratizare și modernizare. Astfel vedem că în literatura de specialitate procesul de democratizare și modernizare a fost larg studiat. Este un subiect care a suscitat interesul comunității științifice. Printre cei mai importanți savanți care au studiat acest proces putem enumera pe clasicii Alexis de Tocqueville, Giovanni Sartori, Leonardo Morlino, Jean Brugel. De asemenea, aceste procese au fost studiate și de către savanți din țara noastră, precum sunt Radu Gorincioi, profesorul Platon Fruntașu, profesorul Constantin Solomon, din perspectiva instituționalizării sistemului politic democratic, profesorul Victor Saca din perspectiva tranziției, dar și alți profesori de la Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. În special, procesul de democratizare în literatura de specialitate este prezentat din perspectiva tranziției pe care o creează democratizarea de la un proces, de la un sistem totalitar spre un sistem democratic. Savanții prezentând acest proces ca unul complex, un proces care este etapizat, un rol important fiind procesul de inițiere, dar și celelalte etape succesive de constituire, de crize și iar de reluare a procesului de consolidare democratică. În literatura de specialitate, savanții prezintă democratizarea sau democrația ca pe o stare prin care aceasta creează condiții egale pentru întreaga societate, dar aceste condiții egale nu pot fi realizate fără existența unor libertăți, fără existența unei societăți civile pluraliste, fără o alternanță la putere și fără existența unui stat de drept și a unei economii de piață. Remarcăm faptul că afirmațiile lui Jean Brugel că în tot procesul de democratizare este foarte important
o predestinație națională, acesta, spunând că aceasta nu poate fi realizată fără existența unei societăți civile. La fel remarcăm și poziția lui Platon Fruntașul, care spune că o democrație nu poate fi realizată fără ca aceasta să rezolve cele mai importante, importante probleme din societate, ce ține de problemele economice, sociale, fără un, crearea unui sistem dinamic, deschis, flexibil, care să permită schimbări și adaptare. La fel, procesul de modernizare a fost un proces care a fost pe deplin sau foarte studiat în literatura de specialitate. În general, asupra procesului de modernizare există trei abordări. Din punct de vedere istoric, modernizarea reprezintă procesul de trecere de la societatea feudală la cea capitalistă. Din punct de vedere contemporan, odată cu dezvoltarea și creșterea inegalităților între țări, procesul de modernizare este perceput ca occidentalizare, prin care țările dezvoltate își prezintă modelul său de dezvoltare pentru statele din lumea a treia, care, copiind acest model, încearcă să reducă decalajul de dezvoltare. Iar din punct de vedere structural, funcțional, procesul de modernizare reprezintă un proces de adaptare continuă, de perfecționare a funcțiilor sistemului politic, astfel încât acesta să se ajusteze la cerințele noilor realități. În capitolul 2.1, sub capitolul 1.2 al primului capitol, prezint aspectele corelative dintre procesul de democratizare, modernizare și globalizare. Astfel, problema globalizării a fost și ea pe deplin studiată în literatura de specialitate, în special din perspectiva existând două abordări ale acesteia. Abordarea economică, globalizarea este un proces care se realizează ca urmare expansiunii grupurilor transnaționale, al corporațiilor financiare, prin crearea unei piețe unice comune, al capitalului, al mărfurilor, al resurselor umane. Dar există și abordarea politică a globalizării, abordarea la care în mod special m-am oprit în această lucrare, prin care globalizarea s-a început în special după încheierea celui de-al doilea război mondial, prin crearea instituțiilor internaționale, cum este ONU, și a fost determinată de necesitatea creierii unui context internațional pentru pace. Astfel încât conflagrații, ca așa tragedii cum a fost primul și cel de-al doilea război mondial, să nu mai fie posibilă. Acest este, cu toate că procesul de globalizare este contestat, el este unul firesc, este determinat de relațiile tot mai strânse între state, iar acestea sunt nevoite să relaționeze în cadrul mecanismului internațional pentru a-și asigura existența națională, pe de-o parte, supremația națională și supremația pe arena internațională. Principalele aspecte corelative dintre procesul de democratizare și modernizare și globalizare derivă din faptul că se creează corelații pe mai multe dimensiuni. Prima dimensiune este cea axiologică, prin crearea unor valori comune, cum este libertatea, diversitatea, egalitatea, pluralismul de opinie. A doua dimensiune este dimensiunea normativă, prin crearea unui cadru normativ internațional care să fie compatibil cu cadrul național, să există o compatibilitate între aceste cadre. Dimensiunea instituțională, prin crearea unor instituții internaționale și instituții naționale pentru crearea contextului pentru o mai bună cooperare între acestea. Și, sigur, dimensiunea economică, care ține de expansiunea pieței mondiale, de activitatea economică și, inclusiv, și cea comunicațională. În cel de-al doilea capitol al lucrării, prezint relația dintre democratizare și modernizare a sistemului politic în spațiul este european.
De ce am ales să analizez acest capitol sau să prezint? În acest capitol prezint, de fapt, procesul în primul subcapitol, prezint procesul de democratizare și modernizare în cadrul Poloniei, Ungariei și României, iar în cel de-al doilea subcapitol prezint procesul specificul democratizării din cadrul țărilor baltice, al Federației Rusiei și Ucrainei. Am ales anume această schemă pentru a înțelege contextul general în care s-a realizat și procesul de democratizare al Republicii Moldova. Astfel, putem remarca că în țările post-socialiste, în Polonia, Ungaria și România, procesul de democratizare a pornit prin existența unei predispoziții naționale, a unei contestări a sistemului totalitar, iar revenirea în cadrul Uniunii Europene sau democratizarea pe modelul european a reprezentat o corectare a unei nedreptăți istorice care a avut loc în această țară. În toate aceste țări, procesul de democratizare a fost unul continuu, a existat o viziune, o idee națională, ideea de integrare în Uniunea Europeană și de integrare în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. De asemenea, acest proces a fost însoțit și de un amplu reforme pe domeniul economic în Polonia cu terapia de șoc aplicată la începutul anilor 90 și cu ajustarea cadrului normativ la cel european. Un lucru specific pentru Polonia este că în această țară acest proces a fost strict legat și de activitatea solidarității, existența unei culturi revoluționare pro-europene. În Ungaria, spre deosebire de Polonia, procesul de democratizare, în mare parte, a fost realizat de vechea nomenclatură, care, neavând altă alternativă, a fost nevoit să aplice procesele democratice, lucru care, de fapt, a fost aplicat și în România. Foștii comuniști au fost cei care, la începutul anilor 90, au implementat proiectele de democratizare. În ceea ce privește de subcapitolul 2.2, specificul transformărilor democratice în spațiul ex-sovietic, vedem pe de o parte evoluția țărilor baltice, care în mare parte a coincis cu evoluția țărilor din fostul spațiu post-sovietic. Țările baltice, de fapt, au pornit imediat pe calea democratizării după modelul european, motivația fiind aceeași, corectarea aceleași greșeli istorice și asigurarea integrarea europeană ca o garanție de dezvoltare economică, iar integrarea în NATO ca o garanție de asigurare securității. Ucraina, la fel ca și Republica Moldova, în toți acești ani, a alternat procesul democratizării este specific pentru o alternanță asupra vectorului de dezvoltare, practic acesta schimbându-se în funcție de președinții care preluau funcția. De asemenea, procesul de democratizare este însoțit de acte de corupție în viața politică, implicându-se așa numiți baroni locali care care nu au permis democratizarea până la capăt, fiind ghidați de propriile interese. Federația Rusă a pornit pe calea democratizării din perspectiva rămânerii ca un centru de influență mondial. Ei și-au ales propria cale de dezvoltare democratică prin formarea unui sistem politic prezidențial foarte rigid, într-o verticală a puterii de stat, care nu a permis în sine crearea de oportunități egale pentru opoziție. În Federația Rusă, sistemul democratic este unul al celor al democrației suverane, în care există o anumită
există un anumit context democratic care prin alternanță la putere, prin alegeri, dar care în fond este unul foarte rigid și care nu permite democratizarea și modernizarea sistemului politic după cerințele contextului internațional. În cea de-al treilea capitol vorbesc despre constituirea sistemului politic din Republica Moldova. Acest capitol este de asemenea structurat în două subcapitole. În primul subcapitol vorbesc despre dimensiunile evolutive și stagnante în procesul de democratizare, iar în cel de-al doilea, legătura dintre democratizare și modernizare în contextul câmpului sistemului politic moldovenesc. Astfel putem remarca că procesul de democratizare a Republicii Moldova, la fel ca și majoritatea statelor postcomuniste, a pornit în același timp, a fost strâns legat de căderea sistemului comunist, dar și de mișcări existente în societate, că mișcări ce ține de eliberarea națională. Remarcăm că, practic, primele acte care au stat la baza constituirii sistemului politic din Moldova, declarația de suveranitate și cea de independență, au relevat principiile care, în baza cărora urmează să se realizeze întregul construct instituțional al Republicii Moldova, principii ca democrația, ca statul de drept, separația puterilor în stat. Însă, procesul de democratizare a început prin confruntarea continuă dintre guvernare și opoziție, însuși din comisia care a fost creată pentru adoptarea Constituției, au fost două comisii inițiale, cum prima comisie inițiată de Mircea Snegur, pe urmă a fost înlocuită de o comisie a lui Petru Lucinski. Vedem că însuși de la adoptarea Constituției nu a existat o viziune continuă în procesul acesta. De asemenea, au existat alternanțe asupra evoluției și involuție asupra și formei de guvernare pe care țara noastră trebuie să o aibă, existând inițial forma semiprezidențială, Lucinski încercând să creeze prin acel referendum să adopte mai forma prezidențială, iar prin reforma din 2000 a comuniștilor s-a revenit la forma parlamentară. Vedem că însuși asupra formei de guvernare nu a existat o viziune politică. De asemenea, acest lucru este specific și asupra modalității de organizare administrativ-teritorială, reforma către județe, pe urma antireforma către raioane, asupra vectorului de dezvoltare externe. Întreg procesul de democratizare a Republicii Moldova a fost în perspectiva luptei dintre aceste două, asupra modelului de dezvoltare, neexistând o viziune unică privind dezvoltarea țării. Cu toate acestea au existat și s-au creat condiții pentru crearea unor instituții democratice. Acestea sunt strâns legate de modernizare. De asemenea, vedem că o tendință în ultimii ani, odată cu dezvoltarea tehnologiei, este implementarea tehnologiilor pentru a crește nivelul de administrare statală prin utilizarea tehnologiilor informaționale. În ultimul capitol vorbesc despre consecințele globalizării asupra modernizării sistemului politic din Republica Moldova. Aici, de asemenea, acest capitol este format din două subcapitole. Primul, vorbesc despre impactul europenizării asupra sistemului politic din Moldova. Am ales Uniunea Europeană deoarece aceasta reprezintă un actor din perspectivă proximă, regională, dar după capacitățile instituționale, economice, este un actor de nivel global și care pe parcursul anilor a finanțat sau a implementat proiecte privind democratizarea și modernizarea Republicii Moldova. Vedem că relația Uniunii Europene cu Republica Moldova
a fost structurată din perspectiva a două acorduri importante și a două politici europene de vecinătate și parteneriatul estic. Astfel, încă de la început, odată cu semnarea sau intrarea în vigoare a acordului de parteneriat și cooperare în anul 1998, au început programe de privind consolidarea instituțională a Republicii Moldova. În special, putem remarca că unul din instrumente este instrumentul TACES. Dacă să ne referim strict la ceea ce ține de instituțiile politice din Moldova, prin intermediul programului TACES s-a creat prima bază de date a legislației Republicii Moldova și a legislației Uniunii Europene în vederea identificărilor sau în vederea armonizării legislației naționale la legislația comunitară. S-au pregătit o serie de funcționari privind implementarea acordului de parteneriat și cooperare. Ulterior, odată cu lansarea politicii europene de vecinătate ca urmare a aderării a 10 statelor Uniunii Europene, cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a trecut la un alt nivel prin implementarea planurilor de acțiuni. Aceste planuri, de asemenea, prevedeau măsuri ce urmau armonizarea legislativă. A fost schimbată legislația, legea cu privire la legile statului, din perspectiva să permită ca legislația națională să fie armonizată la cea europeană. A fost realizată reforma imunității parlamentare, a început proiecte ce țin de descentralizare și de întărirea sistemului judiciar. Ulterior, în 2009, odată cu lansarea parteneriatului estic, accenturile s-au schimbat din perspectiva regionalizării. Parteneriatul estic a creat condiții pentru dezvoltarea regiunilor, pornind de la un principiu al Uniunii Europene, al solidarității, că avem cu toții de câștigat prin dezvoltarea regiunilor. Menționăm că în cadrul parteneriatului estic au fost dezvoltate instrumente noi de finanțare și de dezvoltare pentru implementarea politicii. Aici putem enumera instrumentul european de vecinătate și parteneriat, programele transfrontaliere, Republica Moldova, Uniunea Europeană, program operațional comun, proiecte care vin să dezvolte democrația de Republica Moldova prin dezvoltarea democrației locale și a instituțiilor locale. Odată cu semnarea acordului de asociere în 2014, cooperarea cu Uniunea Europeană a trecut la un alt nivel, într-o integrare mai amplă din perspectiva dimensiunii politice. Practic, acordul de asociere a creat condiții permanente pentru o perioadă nedeterminată de transformări instituționale prin implementarea proiectelor. O dimensiune specifică fiind întărirea statului de drept și al sistemului judiciar, iar a doua componentă este cea economică. În cel de-al doilea subcapitol al capitolului 4 vorbesc despre rolul actorilor globali. Aici, în special, m-am referit la Organizația Națiunilor Unite, a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și al Băncii Mondiale. Încă din anul 92, Organizația Națiunilor Unite frecvent finanțează programe de dezvoltare instituțională în Republica Moldova. Inițial acestea au fost în cadrul obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, acum în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă. În cadrul acestei instituții există un program pentru democrație care finanțează proiecte ce ține de dezvoltarea democrației în Republica Moldova. Putem remarca suportul privind sporirea capacităților instituționale ale Parlamentului, prin sporirea capacității de control al bugetului. De asemenea,
prin sporirea capacităților Parlamentului de a combate corupția, prin formarea Biroului Național GOPAC Moldova, plus schimbarea abordării prin dezvoltarea democrației din perspectiva de gen, a fost creată Platforma Unică a Femeilor Deputate, care urmează, care a elaborat o strategie privind creșterea posibilităților de implicare a femeilor în procesele politice. O altă dimensiune a programului pentru democrație al Organizației Națiunilor Unite este cea electorală, sistemul informațional, registrul de stat al alegătorilor a fost dezvoltat cu suportul Organizației Națiunilor Unite. Acest registru permite o mai mare transparență o mai mare transparență în timpul proceselor electorale, oferind date veridice privind participarea. De asemenea, a fost creat centru de instruire continuă care pregătește administratorii electorali profesioniști pentru a exista o suită de funcționari profesioniști care să poată organiza alegerile în condițiile unei pregătiri adecvate. Referindu-l la Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, putem remarca că aceasta tot funcționează pe baza două platforme. Prima ține de democrație, a doua de creșterea investițiilor în economie. Aceasta, în mod special, a finanțat proiecte ce ține de dezvoltarea societății civile, de dezvoltarea unor rețele de organizații neguvernamentale care să monitorizeze procesele politice și sociale. De asemenea, a finanțat un proiect cu privire la consolidarea democrației inclusive, prin implicarea grupurilor care de obicei erau marginalizate la procesele politice, ce mă refer la grupul persoanelor cu dizabilități. Și ultimul actor global este Banca Mondială, care a implementat, pe lângă proiectele ce țin de dezvoltare macroeconomică a țării, a finanțat proiecte în special ce țin de modernizarea serviciilor publice. Astăzi, prin intermediul platformei Servicii GovMD, avem peste 600 de servicii publice electronice care permit cetățenilor să obțină anumite avize, certificate, fără deplasarea fizică și ușurându-le astfel viața, schimbând abordarea că o bună administrație este poate fi dezvoltată prin utilizarea noilor tehnologii, reducându-se corupția prin reducerea impactului fizic dintre cetățeni și funcționarii publici. Principalele concluzii ale lucrării sunt: în literatura de specialitate, paradigme ca democratizarea, modernizarea și globalizarea au fost amplu studiate, însă din perspectiva legăturilor ce există între acestea, acest lucru este încă necesar a mai fi studiat pentru a fi pe deplin valorificat. Procesul de globalizare ca politică contemporană s-a clădit din perspectiva a libertăților, democrația liberală fiind elementul central prin creșterea libertăților de asociere, libertăților politice, dar și prin promovarea diversității ca pe o valoare și a drepturilor omului. Sistemul politic din Moldova are un caracter, sau democratizarea sistemului politic din Moldova are un caracter neprogramat, acesta realizându-se în special de conjunctura politică. Reformele inițiate nu au fost întotdeauna duse până la capăt. Acest lucru datorindu-se în mare parte existența unei clase politice care în mare parte s-a implicat în politică din interese înguste ale sale, fenomenul corupției fiind practic prezent la majoritatea guvernărilor, aceștia nerealizând o parte din reforme, inclusiv din posibilitatea ca să aibă, să utilizeze resursele administrative în folos propriu.
Cu toate acestea s-a creat un cadru instituțional care, care demonstrează că în Republica Moldova există instituții democratice, au fost alternanța la putere în mare parte s-a realizat pe tot parcursul acestor ani, iar bruma de democrație este strâns legată în special de contribuția actorilor regional și global care au monitorizat pe de o parte, dar și prin asistență tehnică au dezvoltat un anumit tip de instituții politice democratice. Principalele recomandări țin de faptul Republica Moldova în toți acești ani nu a avut un proiect de țară. Eu cred că sau consider din experiența țărilor din regiune că un proces democratic nu poate fi realizat până la capăt, fără existența unui proiect de țară. Iar proiectul de integrare europeană poate fi devenit un proiect de țară care să asigure atât dezvoltarea democratică ulterioară, cât și dezvoltarea economică. Acesta, sigur că poate fi avea loc doar dacă în condițiile alternanței ies des, dacă în contextul unei conjuncturi politice favorabile va fi inclus în Constituție ca și obiectiv național, astfel stabilindu-se o coerență în politica externă și cea de dezvoltare a țării. 2. Consider că este necesară existența unui program național de pregătire a funcționarilor publici din perspectiva sporirii capacităților acestora de a scrie și de a implementa proiecte. Experiența țărilor recent intrate în Uniunea Europeană, în special a României, demonstrează că există foarte multe fonduri structurale, însă capacitatea de implementare sau de absorție acestora nu este pe deplin realizată, anume din perspectiva că nu există funcționari bine pregătiți, capabili să scrie proiecte. În eventualitatea avansării cooperării cu Uniunea Europeană, este absolut necesar ca să avem funcționari pregătiți, capabili să scrie și să implementeze proiecte. 3. Este necesar ca să existe legislația să fie îmbunătățită pentru a împiedica utilizarea resursei administrative în perioada electorală. Vedem că în majoritatea campaniilor electorale, cei care se află la putere, indiferent că sunt de dreapta sau de stânga, au utilizat resursa administrativă în folosul lor, ceea ce nu este democratic. De asemenea, consider că în actuale condițiile ale dezvoltării tehnologiilor este necesar adoptarea posibilității votului prin internet și vedem chiar și la ultimele alegeri, o parte din populația, sau în special cei din diaspora, nu au putut vota pentru că nu a existat o altă opțiune alternativă. De asemenea, platforma am.gov care prezintă proiectele implementate în Republica Moldova, necesită a fi actualizată pentru că în societate deseori se manipulează asupra modului cine și cât contribuie la dezvoltarea democrației sau dezvoltarea economiei din Republica Moldova. Actualizarea acestei platforme va ușura atât pentru cercetători, pentru comunitatea care analizează impactul sau rolul instituțiilor finanțatoare sau pentru organizațiile neguvernamentale, dar și va spori o transparență privind persoanelor interesate privind implementarea proiectelor care au loc în Republica Moldova. Pe scurt, aceasta au fost principalele teze expuse în lucrare. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnul competitor, pentru o analiză și o expunere atât de amplă și concretă a ideilor, tezilor principale ale tezii dumneavoastră. Acum facem următorul pas, trecem la prezentarea întrebărilor, începem discuția. Deci mă adresez către membrii Consiliului Științific, mă adresez către reprezentanții societății civile care sunt prezenți în sala noastră virtuală. Deci, poftim? Adresați
întrebări domnului competitor. Cine începe? Cine dorește? Da, vă auzim. Auziți-o? Vă auzim, vă auzim. Eu v-am întrebat. Domnul profesor Solomon. Da. Vorbesc mai mult, nu vorbim, dar analizăm, cercetăm, și capitolul 1, capitolul 2, și am întrebare, cum înțelegi dumneavoastră comunicul omului, care simte, și sistem politic? Domnul Ion, eu cer scuze, domnul Ion, mă refer către colegi, stimați membrii Consiliului, onorată asistență, vă rog să vă prezentați când înaintați întrebările. Unu. Deci, îl rugăm pe domnul Ion Ciobanu, competitor, să noteze întrebările, fiindcă o să-i oferim timp, după ce o să fie expuse toate întrebările. Vă rog să îl ajutați pe domnul Ion cu, deci, notarea întrebărilor. Da, domnul profesor, mulțumim de întrebare. E unica întrebare, sau mai aveți întrebări? Mai acum, eu am rugăminte la Consiliu, la domnul ședinte, doamna secretar, la orele 16:30, eu am lect. Și vreau, vă rog, eu am citit lucrarea, eu am o impresie foarte bună, dar vreau să știu care e modalitatea de... Am vorbit și cu lucrătorul. De votare, domnului nouă. Vă uitați în poștă, o să găsiți și, deci, cred că n-ați fi probleme. Dar, domnul Solomon, mai aveți încă ceva sugestii, întrebări? Dacă... Da, dacă spate atunci când domnul profesor are ore, vă rog, expuneți răspunsul acum, dar mai departe cu ceilalți colegi. Deci, după ce acumulăm toate întrebările. Dar acum puteți să răspundeți special pentru domnul Solomon, că să fie, fiindcă dumnealui pleacă la ori. Poftim. Virtual pleacă. Ei, noi înțelegem situația. Mă aud? Așa. Referitor la întrebarea domnului profesor Solomon. Ceea ce ține de sistemul politic. Eu am analizat sistemul politic din perspectiva transformărilor instituționale. Definiția clasică a sistemului politic este, în general, axată ca pe o totalitate a organizațiilor, relațiilor instituționale existente într-o societate, a legăturilor ce ies din această relație. Eu, sistemul politic este... Știu că este format din mai multe componente, componenta parlamentară, cea executivă, cea a societății civile, a partidelor politice. Eu am ales să analizez doar sistemul politic din perspectiva transformărilor instituționale legate în special de către Parlament și către partea executivă. Inițial fusese mai larg pe deplin studiat ce reprezintă sistemul politic în teză, doar că am lăsat ca prioritate
democratizarea și modernizarea sau analizarea teoretică a procesului de democratizare, modernizare și globalizare, pentru a nu încărca foarte mult teza cu material teoretic, științific și pentru a nu fi greu de citit. Eu m-am axat în special din perspectiva transformărilor instituționale. Mulțumim. Da. Domnul Ciobanu, ați spus astăzi capitolul 3, Constituirea și evoluția sistemului politic de Republica Moldova în contextul proceselor democratice și modernizării. În acest capitol, vreau să analizați acești fenomeni precum oligarhizarea vieții politice, independența justiției, fenomenul corupției, faseismul politic, care, cu regret, analizate așa, subțin, că aceste dinamici au o consecință importantă asupra evoluției sistemului politic. Întrebarea, nu considerați dumneavoastră că ar fi câștigat cercetarea dumneavoastră, dar că ați fi avut un subcapitol aparte privind depășirea acestor dinamici. Vă mulțumesc! Da, și eu mulțumesc! Mă aud, da? O să mergem totuși pe calea, cred că aceasta, că domnul Ion da. Răspunde. O să răspund. Mă aud acum, da? Da, poftim. Sigur că aceste procese ar fi putut fi analizate mai detaliat, însă din lipsă de spațiu sau din... Eu m-am axat mai mult de ceea ce ține de dimensiunea de evoluție și involuție ca și legate de procesul de democratizare și am enumerat principalele cauze care au stat, dar fără a detalia, pentru că aceste lucruri trebuie cercetate într-o lucrare aparte, care necesită studii suplimentare succinte. Pentru mine scopul tezei este de procesul de democratizare a Republicii Moldova din perspectiva actorilor globali. Aceasta este și din perspectiva modernizării. De aceea lucrare prevalează mai mult analiza acestor procese din perspectiva rolul pe care l-au jucat actorii globali și mai puțin al cauzelor, detaliat al cauzelor care au stat la frânarea procesului de democratizare. Bine. Mulțumesc. Și a doua întrebare. De unde vreau să v-ați inspirat noțiunea proiect de țară? De la Traian Băsescu privind reunificarea sau de la Renato Rosati, concurent electorat, proiect de țară? Bine. În spațiul public, de obicei, se utilizează ideea de integrare națională. Consider că nu este suficient doar existența unei idei, dar existența unui proiect. Și Republica Moldova are nevoie de un proiect de țară. De la care actor politic v-ați inspirat așa noțiune, așa definiție, proiect de țară? Vă aveți o recomandare? Sigur, eu l-am auzit în spațiu public și în literatura de specialitate, inclusiv și de la Traian Băsescu. Dar nu anume Traian Băsescu cumva a fost modelul meu pentru a înainta această opțiune. Am inițial, în teză, era indicat idee națională, dar m-am gândit că o idee națională este o chestiune abstractă, un proiect presupune pe lângă existența unei idei, existența și unor măsuri sau unor eventuale succesiuni de acțiuni menite să realizeze acest proiect. Și eu mulțumesc. Stimați colegi, continuăm. Domnul Juc. Domnul Juc, poftim. Vă auzim și vă vedem. Prima întrebare. Dar eu trebuie să spun că înțelegeți că
Raportul este strâns legat de faptul că globalizarea se realizează pe mai multe dimensiuni. La nivel macro, la nivel... Mă auziți? Mă aud? Da. Care aceasta pentru că așa să țin minte. Este o interdependență pentru că globalizarea se realizează pe dimensiuni, dimensiunea globală, dimensiunea regională și cea locală. Uniunea Europeană ca un actor global sau un actor regional pentru Republica Moldova se înscrie în actualele tendințe ale globalizării prin promovarea unor principii și standarde care sunt cumva edificate de către Organizația Națiunilor Unite și de către standardele internaționale. Este o legătură de interdependență și aceasta se realizează, însuși globalizarea nu poate fi realizată fără a exista instituții regionale care să aplice principii globale, standarde globale privind mersul atât democratic cât și mersul dezvoltării economiei de piață. Mulțumesc. În același context, impactul globalizării este unul democratizat, se soldează cu democratizare sau nu? În mare parte, da. Există abordări în care globalizarea este privită ca pe un factor negativ care, de o parte, acțiunile instituțiilor, în special abordarea economică, instituțiile transnaționale, corporatiste, acționează în special în interesele proprii, fără a ține cont de principiile democratice. Dar în mare parte, globalizarea politică, cea care, la care m-am referit eu în lucrare, care s-a accelerat, în special după constituirea Organizației Națiunilor Unite, și chiar și globalizarea regională a Uniunii Europene, aceasta a mers după principiul unei democratizări, extinderea democrației ca o garanție care să asigure securitatea. Globalizarea, pe de-o parte, a permis propagarea democrației în majoritatea lumii. Bine, pe de-o parte, multe state încă n-au reușit să implementeze reformele democratice, dar a grăbit procesul de expansiune a democrațiilor în lume. Democrația inițial s-a format pe parcursul secolului în câteva state, dar odată cu creșterea globalizării sau cu lansarea globalizării, aceasta a fost exportată în țările în curs de dezvoltare care au probleme în implementarea principiilor democratice, dar care într-o anumită măsură, într-o perioadă scurtă de timp, au însușit anumite valori, anumite practici democratice. Sunt derapaje. Da, sunt derapaje, pentru că vedem actualmente poziția Poloniei și a Ungariei în cadrul Uniunii Europene, poziția sau procesul de democratizare a României, care a fost însoțit totuși marcat de existența fenomenului corupției și nu a permis implementarea statului de drept inițial într-o perioadă scurtă. Aceste derapaje care par la prima vedere sunt legate de specificul cultural al acestor state, existența unei culturi puternic tradiționale, dar pe de o parte sunt marcate și de amprenta care a rămas ca urmare a aflării acestora în sistemul comunist. Dacă se poate și am și eu, domnul președinte. Da, prezentați-vă, vă rog. Întrebare. Deci, Vasilescu Grigore, membru Consiliului. Deci, prima întrebare se referă la capitolul 1.
1. Acolo vorbiți deci capitolul modernizarea, democratizarea și globalizarea sistemului politic. M-a interesat ce înseamnă și cum explicați globalizarea sistemului politic, pentru că este clar de lucrare modernizarea și democratizarea le examinați ca procese care se desfășoară în cadrul sistemului politic. Dar globalizarea este context care analizați. Deci diferența este de asta când ne puneți la rând modernizarea, democratizarea și globalizarea sistemului politic, chiar mă interesează. Globalizarea sistemului politic, ce înseamnă asta și cum o explicați? Globalizarea ca fenomen se realizează în cadrul a mai multor sisteme. Bine, primul sistem este sistemul internațional, a doilea este sistemul regional și cel național. El nu este un fenomen care se realizează în afara unui cadru instituțional. Iar sistemul politic reprezintă un ansamblu atât al relațiilor cât și a cadrului instituțional în care se desfășoară procesele politice. De aceea am inclus în titlul capitolului aspectul și ținut de sistem politic, dat fiind faptul că și lucrarea cumva se referă la democratizarea sistemului politic. De aceea se regăsește acest. Sigur, el aparent creează confuzie, că este o noțiune generală, dar democratizarea totuși se realizează în cadrul sistemelor politice, în care presupun existența unui cadru instituțional. Bun, confuzie, într-adevăr, ai dreptate. Confuzia se formează pentru că nici neîndemnire iese că sistemul politic din state, din diferite state, poate fi ca să mă întâlnă global. Deci poate fi există un sistem politic global. Asta reduce la ideea că ar fi posibil o omogenizare a sistemului politic în toate state. Pe de o parte, există și un raționament. Sistemul politic al Americii tinde să domine, să reprezintă un model de influență globală. Asta e și sistemul european, la fel. Dar e posibil așa ceva? O omogenizare perfectă nu, dar o omogenizare... mare parte globalizare ține și de modelul, expansiunea modelului american în toată lumea. În mare parte ei au fost cei care au exportat democrația în majoritatea statelor. Însuși modelul european cumva a fost puternic influențat de modelul american. Ok, bun. Și o întrebare care se referă la lucrarea inteligentă, dar în special la capitolul 4. Deci, cunoaștem că în ultimul timp, legătură și cu crize care au loc în lume, inclusiv cu criza pandemică, au loc reinterpretări a globalizării, da? Iată, cum se reinterpretează acum globalizarea și ce consecințe ar avea aceasta asupra dezvoltării sistemului politic moldovenesc? Asta e întrebarea. Ok. În mare parte, fenomenele ce țin de reinterpretarea globalizării țin parte nu atât de contestarea globalizării, care este un proces de fapt firesc, dar sunt legate de anumite provocări care sunt strâns legate de globalizare, provocări ce țin de problemele legate de schimbările climatice, legate de dezvoltare economică, de migrație, terorism și securitate. Aceste aspecte, în mare parte, sunt contestate, însă o globalizare totuși este un lucru deja firesc, care nu mai poate fi oprit. De el depinde, în sens că valorificarea globalizării ține mult de însuși de
instituirea democratică globală sau de găsirea unor soluții care să fie echilibrate pentru astfel încât majoritatea statelor să aibă de câștigat și pe urma procesului de democratizare. Dar este un microfon pornit, nu știu, al domnul profesor Solomon sau de pe fundal. Dar nu numai la Solomon, la mine. Vă rog frumos, cei care au microfoane pornite de conectați. Eu aici am avut în vedere, Ion, că se vorbește acum despre stopare și chiar inversarea globalizării. Globalizarea nu poate fi stopată, e un proces inevitabil al lumii contemporane. Așa. Băiam și eu o întrebare, dragi colegi. Ion, spuneți-mi, vă rog, deci două întrebări. Una teoretică, una mai mult practică. Cum dumneavoastră definiți noțiunea de câmp valoric? Asta e prima. Prima întrebare și a doua întrebare. De ce anume România, Polonia, Ungaria au fost selectate de către dumneavoastră ca și studiu și exemplu. Mă aud, da? Ce ține de câmp valoric? Câmpul valoric reprezintă acel context sau acel loc în care are loc procesele politice se referă în special la aspectul analizat în capitolul 3.2 dimensiune de modernizare și globalizare. În câmpul valoric sunt incluse atât aspectele ce țin de cultură politică, ce țin de socializare, de participare politică. Este locul unde au loc să desfășoare procesele politice. El cumva reprezintă și un sinonim al sistemului politic, de asemenea în cadrul sistemului politic au loc realizarea proceselor politice, dar câmpul valoric se referă la mult la partea axiologică, cum aceasta influențează procesele politice. Și aici m-am referit la dimensiunea normativă, instituțională. Acesta este răspuns. Ceea ce ține de România, Ungaria, Polonia, așa cum am afirmat și inițial, aceste țări au fost alese din perspectiva de a înțelege contextul în care a avut loc procesul de democratizare din regiune. Republica Moldova a realizat procesul de democratizare în cadrul unui context regional în care majoritatea statelor vecine au implementat reforme democratice și modernizatoare. Este mai mult pentru a înțelege contextul și conjunctura regională, pentru a completa cumva lucrarea și a face legătură cu evoluția democratică a Republicii Moldova, pentru a înțelege mai bine. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Da, și eu am întrebare. Deci, întrebarea mea, aș spune așa, că tot se găsește într-un context deja reflectat și de domnul profesor Victor Juc și de domnul profesor Grigore Vasilescu și de doamna profesor Angela Colațchi. Însă la mine o întrebare e mai concretă. Tema e foarte actuală. Democratizarea, modernizarea, globalizarea. Mă refer la trei exemple concrete. Alegerile prezidențiale din Belarus, alegerile prezidențiale din SUA și alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Suntem martori oculari la aceste procese. Deci întrebarea mea, cum dumneavoastră apreciați procesele, rezultate alegerilor și procesele care s-au pornit până în perioada și după alegerile, în contextul temii pe care dumneavoastră ați studiat.
factorii internaționali în partea lor. Da. Globalizarea, antiglobalizare, ceea ce deja s-a vorbit. Deci să faceți o mică concluzie referindu-se la aceste trei cazuri. Ceea ce se întâmplă în Belarus demonstrează încă o dată că sistemele politice ale statelor nu pot fi în afara proceselor globale. Cu toate că acolo s-a instaurat un sistem autoritar, o verticală a puterii de stat foarte rigidă, vedem că societatea, fiind conectată în mare parte la procesele globale, conectată informațională, conectată culturală, nu mai acceptă modele care cumva încalcă și limitează drepturile omului. Este un exemplu cum și procesul început și în Belarus și în alte state mai puțin democratice arată cât de strâns sunt legate sistemele lor, cât de dependente sunt, chiar dacă aparent sunt în afara procesului global, sunt strâns legate de procesele democratice care au loc în lume. Și acest lucru, menținerea unui sistem autoritar nu poate fi menținut la infinit, mai ales că el nu asigură libertăți și nu asigură dezvoltare economică. Ceea ce ține de Statele Unite. Statele Unite au reprezentat întotdeauna un model de democrație și o luptă autentică de schimbare a puterii ca o alternanță. Doar s-au schimbat viziunile cu privire la globalizare. Vedem că fost administrație Trump avea o abordare mai naționalistă, unui rol mai important al Statelor Unite pe plena internațională, negat de o parte schimbările climatice. Vedem că noua administrație Biden are o abordare mai globală, mai umanistă, legată de acceptarea schimbărilor climatice sau lupta cu schimbările climatice ca pe o problemă globală. De asemenea, sunt mai nuanțați cu privire la problemele de securitate ce pe care le ridică Federația Rusă la nivel mondial. Este o dovadă a unei democrații și a legăturii acestea. Evoluția globală este strâns legată de schimbările care au loc în America, dar pe de o parte ei mai mult influențează procesul global decât absorbă din ceea ce este, ce se întâmplă la nivel global. Și ceea ce ține de Republica Moldova, de asemenea, în mare parte dimensiunea participativă a electoratului din Republica Moldova este strâns legată de, inclusiv și de procesul de migrație. În mare parte, după 30 de ani, s-a schimbat abordările în societății în care mare majoritatea societății nu acceptă un model democratic prin existența unui lider puternic care să le rezolve problemele, ci acceptă o democrație reprezentativă, iar acest lucru este strâns influențat de rudele pe care le au peste hotare, care au, prin experiențele proprii de vizită peste hotare, care au văzut alt model de a se realiza politică și alt model au văzut cum democrația implementată poate aduce beneficii pentru dezvoltare. Mulțumesc! Deci, mulțumesc și eu lor pentru răspuns. Însă, eu cred că dacă dumneavoastră începeți răspunsul reieșind din contextul impactul actorilor internaționali, atunci și răspunsul aș fi fost pentru dumneavoastră și pentru publicul mai clar. Impactul aprecierilor
internaționale, rezultatelor alegerilor din SUA, din Republica Moldova, din Belarus, că asta tot este un impact internațional asupra, global, asupra proceselor care au loc în aceste țări. E clar, da? Da. Însă sunt mulțumit de răspunsul dumneavoastră. Da, deci, dacă îmi permiteți eu să intervin. Și eu înțeleg ce aveți dumneavoastră în vedere. Pentru că chestia asta se observă foarte, foarte bine. Este o dorință la nivel mondial, o cerință socială la nivel mondial de schimbare și de negare a acelor sisteme, a acelor personalități, a acelor reprezentanți, a acelor guvernări care au fost. Chiar și dacă ele au fost eficiente. Deci, mie, de fapt, spun, îmi pare rău că dumneavoastră nu ați reușit să introduceți materialul ăsta legat de anume de un factor care predomină la momentul actual în politica mondială, factorul COVID-ului. Și el, într-adevăr, foarte bine se așează în matricea asta a globalizării. Deci, domnul Moșneagă, anume momentele astea le-a avut în vedere, pentru că tendințele astea de a schimba, de schimbare, ele anume datorită proceselor de globalizare se manifestă extraordinar de repede. Dacă în situația pre-COVID noi cu dumneavoastră am fi pus mult la sub semnul întrebării schimbarea actorului în Casa Albă. Și era o altă tendință, era tendința păstrării, menținerii la putere a două mandate consecutive. Asta era o licitație. A liderului populist, da. Și antiglobalist, ce interesant. Asta e. Da. Și conservatorist, da. Care e, cum este Trump. Da, 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 în prezent, iată, a apărut un asemenea factor și el a dezbătut, a schimbat cu 180 de grade optica. Și procesul. Procesul este, ele urmează să fie analizate, expuse, teoretizate. În cazul Statelor Unite sunt de acord, dar în cazul Belarusului nu cred că COVID-ul a avut un rol esențial în actualele manifestații. Nu numai COVID-ul, acolo și alții. Acolo s-au acumulat, dar în situațiile astea întotdeauna trebuie să fie un fenomen care declanșează evenimentele. Și atât, în situația asta, care acum, unul ce a declanșat, nu exclus și factorul ăsta care se numește pandemie. Domnul Angelo, mulțumim de discuție. Da, nu eu susțin teza. Da. Da, da. Stimați colegi, acum îl mulțumim pe domnul Ion pentru răspunsuri. Răspunsurile au fost destul de ample și concrete. Și acum facem următorul pas. Ne referim la avizile care au parvenit asupra tezii și asupra microfonul. Eu cer scuze, da. Deci, cuvântul se oferă secretarului științific, care o să ne facă o mică analiză situației cu rezultate discutării la seminar metodologic, departament, avizile parvenite de la organizații non-guvernamentale, specialiști în materie, da. Asupra tezii și asupra referatului. Da, îmi permiteți să vă mai concret. Da. Stimați colegi, deci, conform scenariului, noi acum trebuie să, eu sunt obligată să vă aduc la cunoștință obiectele și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, în nota informativă a ANACEC și a avizilor altor centre științifice referitoare la valoarea științifică și aplicată a tezei. Deci, și eu voi
proceda în felul următor. Concomitent cu prezentarea obiecțiilor de la ANACEC, am să dau în linii mari și am să vă informez despre modificările operate în teză ca răspuns la aceste obiecții. În principiu, deci poate să facă lucrul ăsta secretarul științific, poate să-l facă și domnul Ciobanu, dar un pic să-și un pic de regat, da, pentru că vreau să vă aduc la cunoștință că prezentarea tezei Iona a făcut-o fără a avea în fața sa PowerPoint-ul, deci toate aceste minute, chiar poate chiar și un pic le-a depășit, dumnealui a vorbit și asta la fel vorbește, da, fără text în fața sa, asta vorbește despre gradul și competența înaltă a competitorului. Deci, despre obiecțiile de la ANACEC. Ele de toate sunt 13 la număr. Deci, prima, ar vedea scopul cercetării care include și aspecte de noutate științifică. În totalitate această obiecție a fost realizată, toate momentele astea sunt fixate atât în introducere, pagina 5, anotare și mai departe. Deci, dumneavoastră sunteți la curent, iată, ca să se vadă, este respectivul document, două pagini. Așa, a doua obiecție, a redactat titlurile subcapitolelor din capitolul 2 și 3 în vederea excluderii repertărilor și redactării exacte a mesajului acestora. Acest lucru, la fel, a fost luat în considerație, au fost reformulate, redactate denumirile subcapitolelor 3.1, 3.2, modificarea au fost efectuate și în pagina 3 cuprins, pagina 87, pagina 98, sub capitolul 3.2 din text. A treia obiecție, a excludie din introducerea aprobarea rezultatelor științifice și a alte elemente nespecifice, cum ar fi indicarea cercetătorilor care au studiat problema respectivă, excludie de la pagina 16, șirul de publicații, aici se indică doar numărul. Domnul Ciobanu, totul s-a conformat acestor obiecții. A patra obiecție, a include în teză informații privind metodologie pe care autorul a elaborat-o și a aplicat-o în teză. Această obiecție a fost parțial realizată. De ce? Autorul nu a elaborat o metodologie proprie, deoarece acest aspect nu este unul din scopurile lucrării și nici nu este un punct obligatoriu pentru o teză de doctor în științe politice. Cu toate acestea, în teză, în paragraful 1-2, întreaga metodologie a fost reformulată și s-a argumentat clar unde și cum aceste metode au fost utilizate în lucrare, paginile 53-56, de la pagina 53 până la pagina 56. A cincea obiecție, a reduce discrepanța dintre volumul subcapitelor, de exemplu, capitolul 1.1, și să aduc aici respective detalieri. Au fost luate în considerate aceste obiecții și a fost redusă această discrepanță. A șasea, a numerota concluziile de la finele fiecărui capitol și a simplifica expunerea acestora, ori unele concluzii necesită să fie redate mai concis și mai clar. Atitudinea domnului Ciobanu, au fost numerotate concluzii la fiecare capitol și simplificate expunerea acestora. Paginile respective sunt fixate. A șaptea obiecție, a revedea concluziile generale prezentând structurat toate rezultatele obținute, corelate cu tema, ipoteza, scopul și obiectivele cercetării, evidențiind propriile contribuții. Și răspunde domnul Ciobanu, au fost prezentate structurat pe puncte, concluziile generale și evidențe și tot celălalt, pagina 141, 146. A opta
obiecție are face în adoptare, implementarea rezultatelor, deoarece comunicarea la conferințe nu constituie implementări. A fost revăzut punctul referitor la implementare, deci toate chestiile astea se văd foarte bine în pagina 5. Obiecția numărul 9. A completat prezentarea conținutului capitolului care este dat prea sintetic în câte două propoziții. Pagina 18. Răspuns. În introducere au fost completate compartimentul privind descrierea conținutului capitolilor, este pagina 17, 18 și 19. A 10 obiecție. A reduce din numărul recomandărilor, a menține recomandările care într-adevăr pot fi implementate și așa mai departe. Deci această obiecție este, se axează pe această problematică. Ea a fost luată în considerație, s-a expus recomandarea 8 privind subvenționarea instituțiilor de presă, vezi pagina 145-146. 11. Obiecție. A revedea substanțial bibliografia, deoarece din 176 surse doar 13 sunt din ultimii 5 ani, ceea ce constituie 7% numărul total. A prezentat bibliografia conform recomandării ghidului. În bibliografie, răspunde domnul Ciobanu, a fost introduse și 27 titluri noi, recente, anii 2015-20, și modificat conform cerințelor ghidului. Lucrul ăsta foarte bine se vede în bibliografie, pagina 147-161. A 12 obiecție, a delimita clar preluarele din alte surse de textul propriu, inclusiv utilizând ghilimele atunci când este vorba de citate din alte surse. Domnul Ciobanu răspunde, au fost utilizate ghilimele și revăzute referințele. Și ultima obiecție, a redacta gramatical lucrarea, au fost redactate unele cuvinte, scăpări de litere, diacritici și traduceri. Deci, asta totul ce ține de obiecțiile de la ANACEP. În fața Consiliului nostru au parvenit 3 avizie din partea a 3 organizații. Deci, primul aviz asupra tezei de doctor. Sunt 4. 4? 2 la instituție. Aha. Poate sunt într-un file. Poate spus într-un file. Da. Da, mă scuzați. Aici e un mic straș. Mă scuzați. Da. Aici, da. Aici eu am... Mă scuzați... Doamna Angela, deci concluzie. Deci avizele, eu trebuie, sunt obligată, eu n-am să le citesc motamo, dar dacă doriți să le citesc. Nu, bine. Eu propun, dumneavoastră spuneți decizia, da, care. Da. Aviz din partea cine și doctorului științei politice, cercetător științific, coordonator Vecislav Ungureanu, a Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Avizul este pozitiv, este analizată lucrarea și concluzie. Considerăm că autoreferatul tezei doctor este perfectat la nivelul exigențelor, abordează probleme de actualitate și importanță teoretică și aplicativă. Concluziile totalizează cercetările efectuate de către autor, iar recomandările îi imprimă valențe teoretico-practice și deci elaborări înaintate pentru susținerea corespunderilor înaintate pentru conferirea gradului științific de doctor în științe politice. Alt aviz, aceeași instituție, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, din partea domnului Sergiu Sprâncean, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar, la fel are loc o analiză a tezei și cele menționate, analiza respectivei lucrări, ne sugerează domnul Sprâncean, că cele menționate confirmă faptul că autorul lucrării a realizat analiză temeinică înaintată,
spre examinare conținutul ei de notă un înalt grad de expertiză a pretendentului ce ține de subiectul dat. Astfel, consider că teza de doctor a domnului Ciobanu corespunde cerințelor respective și poate fi admisă spre susținere meritul apreciere înaltă. Acum vă fac cunoștință cu avizul care a fost înaintat de către doctor conferențial universitar Mihai Cernenco, reprezintă Universitatea ULIMU. La fel, este o analiză temeinică a tezei și la finele acestui aviz, domnul Cernenco scrie că analizând rezumatul tezei de doctor a domnului Ciobanu cu tema democratizare și modernizare sistemului din Republica Moldova în contextul globalizării, consider că aceasta corespunde normelor științifice necesare unei astfel de lucrări și, prin urmare, recomand teza spre a fi aprobată, iar domnului Ion Ciobanu să-i fie conferit titlul științific de doctor în științe politice. Așa, și a patra recenție, aviz este semnat de către prorectorul Academiei de Administrare Publică, doctorul științe politice, conferențial universitar Aurel Sâmboteanu. În acest aviz, la fel, este supusă unei analize minuțioase teza domnului Ciobanu. Și în concluzie, scrie domnul Sâmboteanu, considerăm că rezumatul tezei de doctor în științe politice cu tema democratizare și modernizare sistemului politic Republica Moldova în contextul globalizării corespunde rigorilor Agenției Naționale de Asigurări și Calitate în Educație și Cercetare, autorul tezii merită conferirea titlului științific de doctor în științe politice. Vreau să vă spun că în toate aceste avize despre care eu v-am făcut cunoștință, obiecții înaintate nu au fost. Eu nu le-am omis ca să intre acest lucru în procesul verbal. Dacă aveți întrebări la mine în ceea ce privește prezentarea materialelor, vă ascult cu deosebit plăcere. Întrebări nu sunt. Domnul Moșneaca, da, mulțumim. Din nou dumneavoastră, doctor. Treclă, da. Pipitru. Da. Deci, conform regulamentului, cuvântul se oferă competitorului, domnul Ion Ciobanu, pentru a răspunde la recenziile, avizele parvenite de la persoane care au fost enumerate de doamna Angela Kolatsky. Deci, real, cred că de mulțumim. Da, eu doresc să mulțumesc partea tuturor celor care și-au alocat din timpul personal pentru a analiza lucrarea mea și pentru a scrie rezumatul, pentru a face o recenzie la rezumat. Eu mulțumesc pentru că au apreciat pozitiv lucrarea și rezumatul tezei, chiar dacă sunt conștient că lucrarea mea nu este una perfectă, sigur, existând și anumite lacune. Eu doresc să le mulțumesc pentru că au apreciat pozitiv și cu siguranță toate obiecțiile care au fost expuse la susținere vor fi implementate în următoarele lucrări pe care le voi realiza. Mulțumim, domnul Ion. Mulțumesc, domnul Ion. Cuvântul se oferă conducătorului științific, domnului profesor Victor Saca. Domnul conducător științific, vă rog. Scurt, clar, cuprinzător, deci caracterizați calitățile, personalitatea competitorului. Însă nu faceți referință la conținutul tezei. Vă rog. Stimați membri ai Consiliului Științific, stimați referenți oficiali, onorată asistență, susținerea unei teze de doctor în
doctorat este un eveniment pentru doctorat, pentru conducătorul științific, un eveniment deosebit. Dar e un eveniment și pentru instituția în care se desfășoară cercetările. În cazul nostru, adică într-un departament cu științe politice și legislative, pentru facultate. A doctoratului Ion Șoban. Bună sigur și în contextul colaborării cu un scutor științific, concret. Îl cunosc pe domnul Ion Șoban de mai bine de 10 ani, de la ciclul 1, licență, după ce a primit pași în cercetare, apoi la masterat, când era deja mai avansat din punct de vedere al cercetării, în special în ceremonie de doctorat. Când am avut ocazia și la masterat, sigur că la doctorat se conlucrăm, deci colaborăm tuturor. A avut o evoluție spirituală științifică în permanentă creștere. Tot parcursul acestor ani s-a format ca cercetător în mediul nostru, la departament, în mijlocit. Pe care de noi o cunoaște, fiindcă noi toți, azi că i-am fost profesori, domnii sale, a manifestat capacitatea de a prelua cele mai bune experiențe în cercetare de la noi. Un cele mai bune. Încă i-au ajutat foarte mult și a parcurs acestor ani. Când vorbim noi, ani de doctorat aici. Astăzi, exact 6 ani, îmi amintesc, de la acea ședință a departamentului de științe politice și administrative, când a fost confirmat tema tezei de doctor, când a fost confirmat de asemenea și conducătorul științific. Acestei, deci, mă rog, acestui eveniment, i-a premers, deci, undeva, cu comunicare și cu mine, cu conducătorul științific. În sens că m-am ciutat la solicitat să fiu conducător. Am avut o, deci, o condiție atunci pentru el, principal, a elabora teza internă. Care de mine dorește doctorat să elaboreze în cer. Și vreau să vă spun că doctorandul Ion Șoban a reușit în 4 ani, adică din 2014, să prezinte teza la departament pentru dezbatere, până în 4 ani. Iar 2 ani care au urmat, în atunci, se aprofundeze cercetările de mai departe, pe un corp, deci, unor obiecte care au fost la departament. Pe și mai departe la Consiliu, mă studiați la seminarul științei, este seminarul de profil. Desigur, baza formării sale ca cercetător este una deja solidă. Eu așa consider, cu primele elemente de la ciclul 1 și ciclul 2, și la toate ciclurile, am de și 1 și 2, am manifestat capacități de a asigura continuitate în cercetare. Este o condiție foarte importantă pentru doctorat. Bun, continuitate, cred că dumneavoastră l-a preocupat problemele, deci aceste probleme. Și la ciclul 1, și la ciclul 2, și a venit la ciclul 3 deja cu o viziune mai largă asupra sistemului politic. Democratizării, modernizării, este
este bine cunoscut că în cadrul comunității științifice Urciobanu deja undeva s-a remarcat. În cadrul comunității științifice, clar, din universitate, din Urciobanu, dar și din alte instituții, cât din țară în general. Aș spune că asta este important. Remarcat prin ce? Prin publicații, colegi, remarcat prin participări la conferințe. O conferință internațională. E inclusiv și deputat participând la conferință. În asemenea, vreau să menționez în mod de context faptul că este un lucru care merge lume din susținerea din partea familiei. Aș și menționez în asemenea susținerea din partea soției sale, Mariana Țibuleac, care a dânsa la fel este doctor în istorie, în altul care se citesc cursuri la istorie, la doctorul în istorie, anume această susținere, pentru că explică faptul că mare parte succesul ce se pierde la Romeo Ciopanu se datorează, anume, și din familie, dar desigur că și din partea mediului cu care el s-a format. Partea departamentului, din partea facultății. Eu țin să mulțumesc foarte mult familiei, departamentului, tuturor profesorilor care au contribuit în formarea cercetătorului de Ion Ciopan. Am parte tot temeri și consider așa. Cercetătorul de Ion Ciopan. Mulțumesc! Mulțumim, domnul profesor, pentru cuvinte corecte și bune despre competitor. Trecem acum. Doresc la... să spun un mare mulțumim. Nu. Ioan, acum nu. Dumneavoastră spuneți că fi noi conform procedurii, regulamentului face. Deci, trecem la ascultarea avizilor, referențelor oficiale. Cuvântul se oferă domnului profesor Victor Juc. Domnul Victor, poftim. Pantelimon Varzare. Domnul Pantelimon Varzare, eu cer scuze. Da, fiindcă domnul Juc e membru Consiliului, dar domnul Pantelimon Varzare este referent oficial. Domnul Varzare, vă rog. Domnul profesor, dacă se poate microfonul mai aproape, foarte rău să aude. Mai aproape microfonul. De ce teoria democrației este îmbrățișată tot mai mult de cercetători? Democrația e ca un domeniu aparte de studiu al teoretizării politicului, ocupă un loc deosebit în științele politice în secolul 20 și a începutul secolul 21. E de fapt o problemă veșnică în științele politice, începând cu Platon și Aristotel. Dar chiar și o altă întrebare este ea. Ce anume s-a produs în studiul democrației ca fenomen și al democratizării ca proces în această perioadă de timp? În domeniul științelor politice, după unii autori occidentali, pot indica de trei mari teme de cercetare, ce sunt de paradigma democratică. La prima se referă teoriei de democrație, așa, la cea de-a doua se referă, deci, teoriei de democratizare, inclusiv teoria modernizării, așa, din a treia categorie fac parte studii de tranziție sau transistologie, numite de Jean Wiener, profesor de tot la Universitatea din Cerciul Marea Britanie, abordarea tranziției sau abordarea orientată pe prezent și pe interacțiuni tehnice. Cât trebuie să fie globalizării, este de menționat că acesta are un impact major asupra economiilor naționale ale statelor lumii, asupra sferii comunicaționale mediatice, care împreună cu cea economică, de la bază transformării globale de celelalte domenii, precum cel cultural sau social, dar și acel politic.
în sensul polimerer, ceea ce ar fi și un alt răspuns la o întrebare rațională a domnului profesor Vasilescu. În sensul polimerării, internaționalizării deciziilor politice referitoare la problemele globale, perfecționării infrastructurii politice ce stă la baza globalizării și sunt în a democratizării și modernizării sistemului politice al statului doctorat. Această orice este înscris în pierdă de doctorat în sistemul politice a domnului Ciobacu. Această lucrare se ședează un aspect actual și complex al fenomenului democrației ca cel de modernizării sistemului din țara noastră. Această problematică este cu atât mai importantă sub aspect atât teoretic, științific, cât și practic, cu cât modernizarea politică a statului Republica Moldova are loc în contextul intensificării procesului de globalizare. Drept preocupare principală autorului consideră analiza evoluției sistemului politic în Republica Moldova din perspectiva transformărilor tradiționale, nu fără succes să analizeze corelația proceselor de democratizare, modernizare și globalizare. Permite și perceput în astfel de circunstanțe, apreciem teza avizată ca fiind una de studiul de actuală și importantă, având în vedere dimensiunea și ei teoretico-metodologică și cea aplicativă. În această cercetare, autorul propune un studiu științific autohton de bună calitate, care cuprinde analiza evoluției sistemului politic din țara noastră, din perspectivă transformării în zona de tot și extinderea de nivel de sau terminată legătură cu această întrebare celor circa 3 decenii de dificultate pe noi. Când viața politică cu scopul de a ajunge o frământare de o serviciu de proces sau public. În dăle detalii tezei avizate, constatăm prezența tuturor decizionilor necesare pentru astfel de lucrări tezei. O structură coerentă, delimitarea capitolului și subcapitolului, un raport adecvat între denumirea tezei și cuprinsul tezei, între conținutul ei și concluzii generale și recomandări, între materialul doresc și rechid. În compartimentul introductiv al tezei, cu raționamente științific și de rigoare, sunt argumentate actualitatea problemelor abordate, situația în domeniul de cercetare și ministarea problemelor cu semnificate, problemele principale de cercetare cu fiul cu tine de ipoteze, scopul și obiectivul de tezei, metodologia cercetării științice, problema științifică importantă soluționată, noutatea științifică rezultatelor obținute, rezultate științifice principale înaintați pe susținere, implementarea și aprofundarea a rezultatelor științifice obținute de către autorul tezei avizate. În acest compartiment este valoros efortul autorului de a determina scopul și obiectivul lucrării prin elucidarea procesului de democratizare a sistemului politic, prin prisma corelată cu modernizarea și globalizarea, precum și influențele acestor factori asupra evoluției instituționale și raționale proprii cetățenilor. Aceste variabile oferă demers disciplinar de conceptualizare, o nouă abordare din analiză sugerată în modul de constituire a noastră societăți democratice care se află în plină schimbare și modernizare. De aici autorul provează și alte aspecte inovatoare ale lucrării. Realizarea unei sinteze în ansamblu celor mai importante idei, teorii, economice, și modele ale reprezentării, modernizării, globalizării, metodele de societate. Atât cea instituțională cât și cea autohtonă, internațională cât și autohtonă. Analiza complexă a interacțiunii prin omul, democratizare, modernizare, globalizare, în contextul omului sistemului politic în Moldova. Determinarea rolului și impactului actorilor globale asupra consolidării informale de publicitate. Regimale evoluții democratice a sistemului politic din țara noastră în ultimele 3 decenii, precum și evaluarea impactului raportului de democratizare, modernizare sub procesului euro-integrat. Prin valorificarea scopului propus al omului politic pentru examinare, s-a reușit în modul adecvat, formularea problemelor principale și detaliile acestui ipoteze de lucru. Pagina 23. Soluționarea problemelor orientate spre examinare de ca autorul tezei avizate este sub de prin
drept dovadă a dimensiunii implementării pot servi, așa dacă nu ca bază, cele propuse de către autor. Deci este vorba despre efortul conflictorului ce își privește prezentarea de acesta un rezultate științifice obținute la 8 forme științifice naționale și internaționale, publicarea în diverse reviste de specialitate și colegi de mai și articole științifice, așa, etc., etc. Conținutul celor 4 capitole are relevanță în abordarea temei alesei. Este bine structurat și tratat de punct de vedere teoretic și metodologic. În capitolul 1, autorul acordă la chestii deosebită studiului istoriografic și teoriei conceptuale, teoriei metodologice și politologice de investigație a fenomenului democratizării, modernizării și globalizării sistemului politic, care acoperă de fapt suportul introductiv pentru valorificarea altor subiecte, incluse în teză. Dacă în primul subcapitol intitulat Geneza, Constituirea și Evoluția Politică, Democratizare, Modernizare a temelor politic, studiului istoriografic, sunt, de ciuda, cele mai relevante în abordările instituției la temă. Colaborate pe parcursul timpului de cercetători științifici atât de interesate cât din țara noastră. În al doilea subcapitol sunt identificate principale abordări ale cercetătorilor privind geneza și constituirea conceptului de democratizare, modernizare și globalizare ca trenul, realizând-o prin aspectul corelativ dintre conceptele de sublinie, evident și probleme de bază ale politicii. Conceptualizând aceste trei fenomene, adică democratizare, modernizare, globalizare, autorul fără succes încearcă să propună propria definiție ale acestor trei fenomeni. Subliniu, cu bună dreptate, interdependența dintre aceste trei procese care au loc în state de lume conceptuală. Vorbim de la definirea suportului teoretico-metodologic al fenomenului democratizare, modernizare și globalizare, prezentat în punctul capitolului cel de-al doilea capitol, intitulată grața dintre democratizare și modernizare a sistemului politic în spațiul european în contextul provocărilor globale, sunt supuse cercetării aspecte ce țin de determinarea principalelor aspecte de democratizare unei țări în spațiul european, fiind examinate evoluțiile democratice din unele state ale fostului spațiu comun, cum ar fi Polonia, Ungaria și România. De asemenea, tot aici sunt prezentate și evoluțiile sistemului politic în unele state ex-sovietice, precum Federația Rusă, Ucraina și țările de Balcani. În cele două subcapitole, sunt consacrate cercetării identifice a unor elemente și trăsături comune de impact avute asupra sistemelor politice ale unor state ex-europene, ex-europene, dar precum și a evoluției democrației și sistemelor politice în spațiul ăsta. Deci, cum se ideea trecerii de la modelul european îmbrățișației statele baltice la autocrației de state ordinată centrală. Are dreptate autorul când remarcă că se observă o diferență de dezvoltare democratică, socială și economică între fostele republici ale Imperiului Otoman, 1475. Unele dintre cele state care au avut anterior tradiție statală și au acest propria care evidențe să se ducă și unele politică s-a putușit. Când privesc cele 5 state centrale aseară, ce? Unele schimbări realizate de bănuieluri internaționale. Mai rog că statele din această zonă pot fi împărțite în două tipologii. State consolidate din punct de vedere politic, economic și capacități militare, cum ar fi Kazahstan, Turkmenistan și Uzbekistan, și state cu rezultate mai slabe din punct de vedere al indicilor de dezvoltări, cum ar fi Kyrgyzstan și Tajikistan. Chiar dacă au fost sub aceeași umbrelă geopolitică, având o experiență comună în capul țării din Asia Centrală, asta un grad ridicat de diferenție. Eu sunt explicativ că considerăm ar fi identificarea studierea principalelor aspecte ale evoluției și internarea procesului de formare și funcționare a noului sistem politic democratic.
precum și interesul suflete de democratizare și modernizare a sistemului politic Republicămdor, care găsește expresie direasă în capitolul al treilea. Acest capitol însumează studii de caz asupra subiectului privind geneza și evoluția sistemului politic de care am astăzi, din perspectiva procesului de democratizare și modernizare a societății de Republicămdor. Dacă în primul subcapitol se arată trecut cu Moldova ca și celelalte state din fosta USS, a traversat o perioadă dificilă de schimbări radicale, care cuprind toate cele vieții și activități, demonstrând că societatea noastră se confruntă cu o restructurare, în mare măsură contradictorie, dar istoric inevitabilă. Cel de-al doilea este consacrat, capitolul subcapitol, consacrat cercetării indiferențiilor de cele două procese, în perioada tranziției politice și contemporane. Aceasta, ca și în multe țări, cu alte țări, cu democrație, tânără reprezintă trece de la sistemul totalitar la organizarea teritorice în sistemul democrat și tehnologie. Cu urma, examinările acestor și altor subiecte, autorul concluzionează că, pe de o parte, o astfel de conexiune de supunere și reprezintă o formă de funcționare, o mare parte a cărora la moment în țara noastră sunt implementate atât de altă, transformările cardinale ale orientărilor balonice, ale populației sunt în continuă situație. Obiectivul de studiu al ultimului subcapitol al patrulea ține de eliminarea impactului pe care îl are Uniunea Europeană ca un actor de agricultură globală, dar și altă organizare de terminare a consolidării democrației, precum și modernizarea continuă a institutul statului. În cele două capitole care se urmează, oferă posibilitatea de a observa rolul unor actori regionali și internaționale asupra dinamicii de dezvoltare, eficiența politicilor, întâlnirea procesului de integrare și de asimilare a valorilor și sistemului democratic. Rezultatul deciderii impactului unor actori externi, urmatoare substanțiilor democratice de Republica Moldova, autorul ține să reconcluzioneze următorul fapt. Cu toate că în ultimii 10 ani, tot că Moldova a pornit mai accelerat de care democratizării, pe modelul european, fiind atinse anumite realizări. Corupția și crizele politice care au urmat au stopat în o anumită măsură procese de modernizare și consolidare regională. Iar pentru un stat în proces de tranziție democratică ca Republica Moldova, crearea parteneriatului pentru dezvoltare cu actori globali este indispensabilă pentru atingerea unui nivel de viață adecvat și alinierea țării la standardele internaționale. La fel sunt binevenite concluziile intermediare înserate în cele patru capitole, precum concluziile generale noului anumă și recomandări post-anumă. Sănute de autorul de legitimitate. Ce sunt particularitățile procesului de transformare de democratică și de modernizare a sistemului politic Republica Moldova prin prisma colocării globale. Dar și cele 7 anexe care includ materiale completând ideile și ipoteze lucrări. De asemenea, ține să apreciem pozitiv și rezumatul tezei de doctorul științe politice care este foarte important. Destul de cuprinzător și reflectă în mod adecvat, conținutul de bază al tezei. Din cele expuse mai sus și din alte aspecte pozitive pe care nu le-am trecut în revistă prezentul la vizită asupra tezei doctorale, dar care pot fi apreciate adecvat la o lectură a lucrării, putem deduce că profesorul Ciobanu a realizat cu succes scopul propus, a soluționat integral sarcinile ridicate și a prezentat cele o lucrare de o valoare științifică și apreciativă înaltă. Înainte de a deceva unele lacune ale tezei realizate, vă face și o observație de esență, credem. Sublimit că probabil are perfectă dreptate autorul lucrării care insistă asupra unei cercetări a partea de numărul, democratizare, modernizare, globalizare, fapt ce oferă lui să propună o nouă viziune.
opinie actualizată de cercetare asupra acestor trei gânduri. În acest sens, aport autorului în argumentarea acestui postulat. Care este apreciat neadecvat notarea de dicertate. Din totuși a lucrării, conferă în modul de abordare a subiectului de catrini care a triadii conceptuale în abordarea temului politic, demobilizare, modernizare, globalizare. Și după noi poate fi considerat pe drept nucleul noutății științifice a studiului de față, ca primul de acest gen de datoră politologică autohtonă. Idee fundamentată pe cât e creștin. Autorul însă se subapreciază, după noi, menționând tocmai în sub punctul 2 al noutății științifice și doar faptul că a abordat, în prima dată, în provocare de acest gen, o analiză complexă a raportului de cadru între omul, cooperare, modernizare, globalizare, în contextul evoluției sistemului politic și social. Mai pe lângă cele remarcate, mai sunt referitoare la demisiunile pozitive ale indezializate, în viziunea noastră pot fi evidențiate și unele care. În primul rând, autorul vorbea de extinde cercetarea unor subiecte pentru a primi un spectru mai vast de analiză. De exemplu, în subcapitolul 4.1, de a fi extins subiectul referitor la impactul procesului de organizare asupra sistemului politic al Republicii Moldova. De la capitolul 3, subiectul referitor la prioritatea procesului de reformare a sistemului politic în țara noastră. Procesul democratizării sau cel al modernizării. Că și nu se observă de sfârșit care proces totuși trebuie să capete pe convergență în reformarea sistemului. A doilea rând, după noi studiul efectuat a fi explicat mai mult. Dacă în capitolele 1 și 2, lângă analiza și confruntarea diferitelor poziții, opinii ale cercetătorilor contemporani vis-a-vis de cele trei gânduri analizate, autorul ar fi asistat mai frecvent pe parcursul lucrării cu progresa poziției. În a treilea rând, probabil, totușirea subțită la unele capete nu are nevoie de enunțuri argumentative, suplimentare, cu referințe de geritoare, de cum capitolul 4, 5, 2. În a patrulea rând, atât în textul tezei de doctorat, cât și în rezumatul ei, dintre rământarea referințelor bibliografice nu foarte un caracter crescător, 1, 2, 3, etc. Dar, suplimentare într-un mod neordonat, de fapt, 7, mai apoi urma 66, mai apoi 216, etc. În textul tezei și cu 2, 11, 46, etc. În textul rezumatului. Fapt și conflict într-un fel lecturarea textului propus. În acestea, eu observă unele transliterări neadecvate a numelor de familie, din limba tradusă, în cele din părău, în exemplu, de tot cunosc, faina 4, faina 3, și așa de mare. Iar intervista cu numărul 56 de la faina 3, citește referințele într-o prea satisfacitate de autor la faina 23, care după. Prin scrierea, corect, au nume de familie, de exemplu, tot de faina 23, din textul tezei. Și al termenului grecesc, Stratos. Pagina 58 de textul tezei. Dincolo de aceste obiecte, considerate de noi în linii mari particulare și care de cum nu ștefie de valoarea teoretică științifică și cea aplicativă a lucrării, dăm concluziunea că teza doctor științifică a compititorului Giovanni Ion este elaborată regulamentar în conformitate cu incidentul de derigoare, iar autorul merită să-i se acord de titlul științific de doctor în științe politice la specialitatea 561.01, teoria, metodologia, politologiei, instituții și procese politice.
Mulțumim, domnul profesor. Cuvântul îi se oferă domnului Grigore Corțac, referent oficial. Însă, domnul profesor, am așa o întrebare. Dumneavoastră insistați să faceți prezentarea din două părți, constatare și evaluare. Și, deci, sugestiile, obiecțiile. Sau poate dumneavoastră vă referiți mai mult la a doua parte, evaluarea tezei și obiecțiile, sugestiile. De ce, vă rog, să ne dați răspuns acum? Fiindcă noi puțin tărăgănăm, deja suntem două ori, dar încă mai avem și discutarea și răspunsurile competitorului la întrebările, la, deci, recenziile dumneavoastră. Cum procedați? Sigur, sugestia dumneavoastră nu poate fi trecută cu vederea. Mă aud bine? Da, da, da. Valeriu Gheorghe, mă aud bine? Da, da. Da, aud, aud bine. Așa. În primul rând am întrebare la domnul Ciobanu. Chiar acum m-am uitat în poșta electronică. Și nu mi-a venit niciun fel de formulare completată, ați spus, sau eu nu trebuie să vă gândesc. Recenziantul nu votează. Deci, onorată ședință, eu să mă strălui, subțin, în primul rând vreau să menționez valoarea meritorie a acestei investigații și efortul depus atât de competitori, cât și de conducătorul științific, domnul Victor Saca. Realizarea parcursului european al Republicii Moldova reprezintă o componentă a interesului național, o oportunitate de modernizare, dat fiind că, la moment, contează nu obiectivul final, ci procesul. Și este oportun ca Republica Moldova să poată să se promoveze eficient și să se afirme pe arena europeană. Direcția pro-europeană semnificând prin sine modernizare prin democratizare și democratizare prin modernizare. În această ordine de idei, prezenta teza domnului Ion Ciobanu este una actuală și importantă. Deoarece problema realizării unui studiu de ansamblu a procesului de democratizare și modernizare a sistemului politic de Republica Moldova poate fi rezolvată doar în baza analizei de sinteză multidimensionale și sistemice a evoluției acestuia în contextul globalizării. În primul subcapitol al capitolului 1 al tezei, merită apreciere tentativa autorului de a scoate în evidență principalele abordări ale savanților privind geneza și constituirea conceptului de democratizare, modernizare ca un binom, analizând și evoluția acestor paradigme din perspectiva impactului acestor fenomene complexe asupra sistemului politic. Cercetând diverse abordări ale conceptelor democratizare, modernizare, este pozitiv că el înaintează propriile definiții a conceptelor date, ceea ce demonstrează abilitățile sale teoretice, respectiv paginile 28-38. În următorul subcapitol, autorul sublinează faptul că majoritatea proceselor sociale și economice de lumea de astăzi devin parte componentă și integrantă a vieții cotidiene. Potrivit acestuia, se dezvoltă multe procese de interconexiune în lumea contemporană, determinate de globalizare. Este necesar, cum e de menționat, în acest subcapitol, aspectul modernizării se găsește mai puțin în raport cu cel al democratizării și globalizării. De asemenea, competitorul prezintă globalizarea din perspectiva idealistă a aspectelor pozitive a acestui fenomen. Respectiv, în
În opinia noastră, decizii o analiză mai detaliată și unele efecte negative ale globalizării pentru unele state, care a generat și o serie de provocări, cum sunt migrația, terorismul, probleme de mediu, de inegalitate, de dezvoltare dintre unele state, dar și alte dificultăți de care le generalizează globalizarea economică, ce rezultă din interesele corporatiste ale actorilor transnaționale, care de cele mai multe ori acționează nedemocratic, scopul de a obține profitul în lipsa unor rigori ale concurenței loiale. Referitor la investigații existente, la moment, autorul realizează o analiză critică. Totuși, paradigmele democratizare, modernizare, globalizare necesită clarificări mai nuanțate pentru a fi evidențiată care este viziunea autorului vis-a-vis de aceste trei fenomene complexe, care reprezintă direcția de cercetare prezentă în investigații. Cu referire la capitolul al doilea, remarcăm faptul că, în ciuda unei analize reușite a procesului de democratizare și modernizare în spațiul est-european, în cele două compartimente ale capitolului 2 se observă o tendință a autorului de a descrie în mod detaliat aspecte tehnice ale formelor de guvernare ale diverselor state în acest spațiu, motiv din care o parte cu text are un caracter descriptiv. În următorul capitol, al treilea, meritul autorului constă în evidențierea principalilor aspecte de evoluție și stagnare în procesul de formare și funcționare a noului sistem politic-democratic în Republica Moldova, precum și interconexiunea dintre democratizarea și modernizarea a sistemului politic din țara noastră. Totuși, un aspect care merită atenția, îl reprezintă faptul că cercetătorul, analizând evoluția sistemului politic în Republica Moldova, a acordat o atenție mai deosebită blocajelor care au survenit pe parcursul anilor ca urmare a reformei constituționale din iulie anul 2000, pagina 91, care a presupus schimbarea modalității de alegere a șefului statului. Iar alte lacune, precum ar fi tendința de oligarhizarea vieții politice, problema independenței justiției, corupția, traseismul politic, au fost analizate din perspectiva generală. Iarăși un moment pozitiv vreau să subliniez că în al doilea subcapitol, acest capitol, în urma unor argumente solide, competitorul demonstrează reușit legăturile de interconexiune dintre democratizare și modernizare în câmpul valoric al sistemului politic moldovenesc. Fiind analizate două dimensiuni determinante. Apreciată în alt problematică analizată, totuși considerăm că afirmația autorului la pagina 105 este una supraapreciată, anume, modernizarea politică a Republicii Moldova se realizează gradual la toate nivelurile, fără a avea un impact fizic pe moment, dorindu-se totuși că în timp să aibă loc transformarea tuturor. Deci considerăm că autorul ar fi trebuit să nuanțeze mai clar cauzele de ce nu există un impact vizibil în urma procesului de democratizare și mobilizare țării. De ce țara noastră rămâne un stat cu un nivel scăzut de trai, rar înalt de emigranți muncă, fără inițiativă teritorial, instabilă, coruptă și cu distanțe destul de mari la capitolul de dependență a justiției și bună guvernare, libertatea mass media și administrație publică eficientă. În ultimul capitol, cel al patrulea, care se numește Consecințele globalizării a strătutării sistemului politic moldovenesc, autorul, competitorul, analizând impactul pe care îl are Uniunea Europeană asupra sistemului nostru politic, relevă importanța cercetării rolului acestui actor
care este dictat de enormul său potențial economic, tehnologic, politic și diplomatic. Totuși considerăm că lucrarea ar fi avut de câștigat dacă autorul ar aduce și mai multe exemple de anumite probleme, provocări, aspecte ce sunt în defavoarea Republicii Moldova prin consecința reglementării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Deoarece implementarea acestuia reprezintă un proces complex și de lungă durată de modernizare prin democratizarea și europenizarea statului, respectiv integrarea europeană solicită costuri structurale multiaspectuale. Sigur, beneficiile, în ultima instanță, vor prevala. Modernizarea țării prin aderarea la Uniunea Europeană reprezintând o prioritate strategică. Vreau să, în continuare, să subliniez câteva aspecte care oferă investigații cu considerațiune valoroasă. Domnul Barzare Pantelimon, domnul Stabilitate, a deja pasă, vreau să mai fie toate cu capitolul de teze, conținut, conduce, concluzii. Deci, teza de față are o simplificație aplicativă importantă, un caracter metodologic și realizează o concepție metodologică interdisciplinară. De la zile problematice, n-a beneficiat de o abordare unitară și coerentă a literaturii de specialitate în disciplina sa valoare. Lucrarea dată tratează sistemic și multidimensional procesul democratizării și modernizării sistemului politic, precum și modalității de evoluție acestuia Republica Moldova. Apreciind la justa valoare investigația prezentă, vom evidenția unele sugestii. Este important de delimitat lucrarea mai clar paradigma sistemului politic, pentru că acest concept să nu fie confundat cu alte abordări. În primul capitol, unde sunt concretizați termenii, este necesar ca pe lângă noțiunile de globalizare, democratizare, modernizare, de explicat și termenul de sistem politic, care se regăsește, dar într-un mod mai fragmentat. 2. Ar fi oportun ca lucrare autorul să explice mai nuanțat premisele care au adus la alegerea vectorului euro-atlantic a statelor baltice și a statelor kosovi. În fine, valoarea meritorie reprezintă un studiu profund. Acum e bine, acum e bine. Da. Și aceste sugestii nu diminuează valoarea investigației. Respectiv, domnului Ciobanu merită să se acorde titlul de doctor în științe politice. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim, domnul profesor, pentru o analiză atât de, aș spune, amplă, interesantă și concretă. Și de perspectivă. Cuvântul îi se oferă domnului competitor. Domnul Ion, răspundeți la sugestiile, întrebările care au parvenit de la referință oficială. Vreau să știu dacă mă auziți. Da. Doresc să mulțumesc referenților oficiali pentru sugestiile și pentru obiecțiile pe care le-au prezentat. Ceea ce ține de obiecțiile prezentate de domnul profesor Varzar, sigur, sunt de acord că există anumite lacune ce ține de anume de transliterare. Procesul de transliterare a numilor este mai mult legat de scăpări tehnice. De exemplu, Torcunov trebuia cu capa de scris, am văzut și eu. Însă în acest proces eu am verificat și cu o persoană care a redactat de la Facultatea de Litere. Bine, admit că este o eroare umană. La fel și ține de termenul grecesc cratia. Da, într-adevăr, în,
Eu l-am transliterat din perspectiva literelor latine și nu din perspectiva literelor grecești. Ceea ce ține de referință, referințele au fost, vin în ordine necrescătoare din motiv pentru că regulamentul permite ca referințele să fie ori în ordine crescătoare, dar în acest context bibliografia devine nu în ordine alfabetică. Eu am ales modelul al doilea, de a alege ca bibliografia să fie în ordine alfabetică și din acest motiv referințele sunt în, cumva neordonate. Dar acest lucru permite ghidul. Eu am ales această metodă care este în conformitate cu ghidul. Referitor la procesul nuanțării, necesitatea nuanțării procesului de democratizare și modernizare și care are prioritate. Consider că aceste procese sunt ambele destul de importante. Sigur, procesul de democratizare capătă un caracter de declanșator menit să reorganizează o societate, însă în tot acest proces, procesul modernizării are un rol, un rol practic, pentru că acesta presupune readaptări continue a democratizării, readaptarea valorică și practica democratizării în funcție de noile realități. Ele sunt două procese complementare, iar importanța acestora este a ambelor procese. Ele derivă una din alta și nu pot avea loc în afara, de exemplu, o bună democratizare nu poate fi realizată fără o modernizare și o modernizare spre democratizare nu va avea impact pozitiv fără creare de condiții democratice. Avem exemplul Chinei, care reprezintă un stat modernizator din perspectiva tehnologiilor, dar care nu acceptă modernizările valorice care se presupună drepturi și libertăți. În ceea ce privește de recomandările sau obiecțiile domnului profesor Părțac, la fel am argumentat și în răspunsuri, în special lucrarea este bazată pe procesul de democratizare, modernizare și globalizare. Termenul de sistem politic l-am descris, există o definiție a lui David Aston, poziția lui Almond, însă nu am încărcat lucrarea cu aspectele teoretice ale sistemului politic, pentru că am argumentat că voi analiza sistemul politic din perspectiva transformărilor instituționale. De asemenea, cred că în capitolul 2 am descris suficient de clar care sunt cauzele de evoluție, evoluție democratică care a stat la baza, procesului democratizării în statele, din spațiul post-comunist și statele ex-sovietice. Nu am descris mai nuanțat pentru că am dorit prin acest, subcapitol să, să descriu contextul general al acestui proces. Ceea ce ține de tendința de a exprima, de a descrie și formele de guvernare din acest spațiu este de a fost argumentată din perspectiva că forma de guvernare reprezintă cumva expresia de manifestare politică a procesului de democratizare. Și de aceasta, de forma de guvernare ține mare parte și însuși de evoluția democratică, în special în spațiul ex-sovietic. Vedem că forma de guvernare prezidențială a avut un impact cumva negativ, care nu a permis dezvoltarea unei democrații pluraliste de alternanță. Alte obiecții? Imediat să mă uit. Cauzele că au dus la evoluția vestică a țărilor banice. Acordul de asociere de MUE. Ceea ce ține de acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, am analizat aspectele ce țin de stat de drept și justiție,
pentru că acordul de asociere în mare parte exprimă problema dezvoltării economice, dar în lucrare am ales anume aspectele acestea ce țin de legătura cu procesul de democratizare. De aceasta m-am oprit mai mult la aspectele ce țin de stat, de drept, de justiție, pentru că o bună democrație nu funcționează în afara sistemului din asigurarea unui cadru judiciar bine fortificat și care să fie exclus de influența politicului. Vedem că totuși problema justiției cea mai mare este că această instituție sau acest sistem a fost strict dependent de influența politicului și o bună democrație poate fi realizată doar din momentul când acest sistem va ieși în mod natural, se va crea condiții să nu mai fie subordonat politicului. Globalizare asupra dimensiunii regionale? Ceea ce ține de dimensiunea regională, am analizat tangențial, într-adevăr, în această lucrare, mai ales în capitolul ce ține, sau sub capitolul ce ține de impactul Uniunii Europene, doar că, în special, lucrarea este axată pe studiul transformărilor la nivelul macro-instituțional mai mult și mai puțin aspectelor regionale. Aspectele regionale, cred că este analiza aspectelor regionale și impactul globalizării este o temă de cercetare care necesită din temelie să fie analizată pentru a fi valorificată pe deplin. Vă mulțumesc! Stimați colegi, Puneți microfonul. Stimați colegi, acum noi cu dumneavoastră trebuie să oferim cuvântul celor care participă, adică reprezentanții societății civile, care poate au niște argumente pentru susținerea sau începem propriu zis dezbaterile asupra tezei. Membrii Consiliului obligatoriu. Da, membrii Consiliului obligatoriu, dar pentru început chestia asta o fac cei prezenți. Dacă vor, da. Înțeleg așa că doritori nu sunt în așa caz. Începem cu membrii Consiliului. Da, membrii Consiliului și domnul Vasilescu. Deci, domnul Vasilescu, vă oferim cuvântul. Eu sunt primul acolo, da? Da. Ca și membrii Consiliului erau avut. Bun. Eu, în primul rând, vreau să felicit profesorul Ciobanu și conducătorul științific. Vreau să felicit pentru o lucrare destul de bună, dar mai ales pentru prezentarea lucrării, pentru răspunsurile de exemplu la întrebări care ne-au făcut foarte mult, pentru faptul cum Ion și-a apărat pozițiile sale ca cercetător. Asta mi-a plăcut foarte mult și poate partea asta a fost mai bună, chiar mai bună, prezentarea, răspunsurile, deci apărarea, chiar mai bună poate decât însuși lucrarea, pentru că aici a avut posibilitatea să-și explice pozițiile proprie. Și vreau să felicit încă o dată, să zic că este bravo, Ion. Noi avem, de fapt, în constituire un om de știință, un cercetător. Pentru că posedă toate calitățile unui asemenea cercetător. Deci, ce mi-a plăcut? Eu să fiu, cred că timpul este, am mai multe de spus, dar cred că o să
târziu, mai succint, o să trag atenție la unele aspecte mai importante. Vreau să spun, în primul rând, ce mi-a plăcut mai mult în lucrare și trebuie să spun și ce mai puțin sau ce aș fi dorit să văd în această lucrare. Deci, ce mi-a plăcut mai mult este, în primul rând, examinarea aspectelor corelative dintre modernizare, democratizare și globalizare. Aspectele corelative, care țin și de aceste aspecte axiologice, normative, instituționale, economice, cred că asta este momentul inovator al lucrării. Mi-a plăcut, de asemenea, analiza proceselor de democratizare într-un șir de state, care le are în lucrare și inclusiv concluziile interesante care pot fi și pentru Republica Moldova. Și mi-a plăcut și analiza tendenței apărilor în Republica Moldova în contextul democratizării sistemului politic. Astea sunt, așa, părți mai pozitive, părți care mi-au plăcut, din cele care mai puțin sau care aș fi dorit mai mult, eu am participat la discutarea lucrării cu parcursul pregătirii, ei și am avut propuneri, observații în sensul că ar fi fost bine dacă lucrarea aceasta era mai critică. Mai critică, pentru că și de lorul de cuvânt azi a recenzenților, în special a domnului Părțac, și mă solidarizez, pentru că și globalizarea și alte aspecte sunt realizate mai mult dintr-o perspectivă idealistă, pozitivă și mai puțin critică. Tot să fie mai mult critică, pentru că și situația în Republica Moldova, cu sistemul politic, cu modernizarea, cu democratizarea, are multe lacune, are multe de schemat, are multe de perfecționat și așa mai departe, și asta am vrut să văd în această lucrare. De asta și-am pus anumite întrebări care țin anume de aceste aspecte mai critice. Referitor la dezvoltarea proceselor de modernizare, democratizare a sistemului politic, inclusiv Republica Moldova, globalizarea lui, am pus întrebarea și am vrut să văd un răspuns, aștept să văd un răspuns mai competent, pentru că în aceste procese, sigur că există tendințe generale, dar există și specifică în dezvoltarea acestor procese, specifică în fiecare țară. Deci este într-un fel o dialectică dintre general și particular. Și aceasta trebuie luată în considerație când discutăm despre, în special despre globalizarea sistemului politic, pentru că dacă încercăm să examinăm toate statele, inclusiv Republica Moldova, din acest aspect, atunci este riscul să nu putem explica anumite fenomene, așa cum a fost întrebarea, de exemplu, legată și de rezultatele alegerilor prezidențiale, acum, care depășesc de stat. La fel și referitor la consecințele care le poate avea globalizarea asupra sistemului politic, inclusiv moldovenesc, sunt întrebări, sigur, foarte complicate. Nu există rețete practice cum de rezolvat aceste probleme. Sunt și multe teze discutabile, dar iată ceea ce vreau să menționez, ca și dacă vorbim de consecințe a influenței procesului de globalizare asupra sistemului politic, este o relativitate aici. Relativitate care trebuie luată în considerație, pentru că nu există o corelație directă și lineară între globalizare și consecințele acestea asupra sistemului politic din Republica Moldova. Mai ales că aici avem diferite nivele. Este nivelul global, este cel regional, cel local și asta trebuie, iarăși avem o dialectică care trebuie luată în considerație. Eu asta îmi spun ca sugestie, poate, pentru eventualele cercetări de preocupări mai de mai departe. Și, într-un moment, referitor la globalizare și europenizare. Domnul Juc a avut întrebarea asta și eu aveam și eu această întrebare și vreau aici tot să
remarc că deci, lucrarea procesului de modernizare și democratizare sistemului politic se analizează în contextul globalizării. Și în acest context am vrut să vedem pe tot parcursul lucrării, inclusiv și ceea ce se referă la Republica Moldova. Când se trece la Republica Moldova, mai mult se analizează aceste procese în contextul euro-utilizării. Se analizează și deci, implementarea acordului de asociere și parteneriatul estic și acordul de parteneriat și cooperare și mai departe. Deci evident că este o legătură între europeanizare și globalizare. Dar pentru că titlul care este în contextul globalizării, trebuie analizat anume asta, accentul pus mai mult, pentru că atunci poate că trebuia titlul lucrării să fie procesele respective în contextul europeanizării. Așa cât a fost contextul globalizării, deci trebuia asta. Mai ales că aici sunt nuanțe, sunt chestiuni foarte specifice și la care trebuie să se atragă atenția. Am așteptat ca și recomandările, deci am făcut pe ipotezele lucrării, recomandările, concluziile, deci să fie mai mult luate în considerație aceste aspecte dialectice a proceselor respective, deci să nu se pună prea mare accent pe această condiționare lineară între globalizare și celelalte procese, mai ales că autorul a încercat să analizeze deci, această triadă, trinom, deci democratizare, modernizare și globalizare. Tipul de modernizare și modernizare și democratizare mai mult s-a analizat, dar cu globalizarea, mai ales se referă la Republica Moldova, s-a reușit pentru că mai mult accent s-a pus pe europeanizare. Asta a fost momente care discutabile, sigur, care nu cred că autorul neapărat trebuie să aibă aceeași poziție. Eu vreau încă o dată să felicit doctorantul, competitorul și conducătorul științific pentru acest succes. Consider că lucrarea corespunde cerințelor care se înaintează, lucrarea este bună. Pretendentul are și o pregătire foarte bună, asta demonstrat și prin acele răspunsuri și prezentarea lucrării și consider că merită să-i sconfere titlul de doctor în știință. Mulțumim, domnul profesor. Cuvântul se oferă domnului profesor Victor Jung. Mulțumesc, stimați domnule președinte, stimați colegi. Intervenția mea se va baza pe doi fapte. Primul, că teza a fost elaborată în baza metodologiei prin abordarea trinomului democratizare, modernizare, globalizare. Anume, iată, aceasta a fost metodologia care a fost elaborată de către doctorantă pe unul cu al său și se putea de conunța și inclusiv în nota informativă că a răspuns la obiecția ANCP-ului de indicat această metodologie. Pentru că am văzut că doctorandul consideră că modernizarea se realizează prin democratizare în contextul consecințelor globalizării. Deși nu este mai puțin adevărat că avem cel puțin câteva state din Asia de Sud-Est, în special China, Coreea de Sud, dar și din Europa, adică statul de Rus, care au realizat modernizare prin afara procesului de democratizare, iar Belarus chiar și în contextul lipsii globalizării și a europeanizării. A doilea factor ține de nu numai de actualitate și importanța problemelor abordate, dar și gradul foarte înalt de complexitatea lor. Domnul profesor Vasilescu, domnul referentor, chiar deja au abordat acest aspect. Fiind denumirea temii, cuvântul cheie este în opinia mea nu modernizare, nu democratizare și nu globalizare, ci sistemul politic, iată de ce, ar fi fost susținut ca pe parte mai mare, din abordare în subcapitolul 1-2, să fie acordat anume sistemului politic, chiar și discuția din care a fost tangențială discuția. Face parte statul din sistemul politic sau nu face parte? Dacă este partea sistemului politic, eu consider că este partea sistemului politic. Atunci, ce a spus domnul profesor Vasilescu, se extinde
de suveranitatea statului la nivel global se formează sistemul mondial. Avem aici normale supozițiile sau tezele fundamentale ale școlii americane în științele politice. Sau tezele fundamentale ale școlii britanice, al lui Jerry Book, de exemplu, și care vorbește, care scrie despre o societate internațională. În același context, și globalizarea. Nu este deloc întâmplător că au fost scrise problemele, globalizarea, cu cele trei alegeri care s-au produs. Dar globalizarea care este abordată în teză, ține de varianta liberală. Dar vedem că în Statele Unite, din perioada de începând cu 2017, liberalismul a fost pus semnul întrebării, nu numai din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere politic. Prin argumentări, prin solicitările partenerilor din Alianța Nord-Atlantică, să-și mărească, să-și sporească volumul alocațiilor financiare. În Republica Moldova, subliniez, a fost în 2007, dacă nu greșesc, susținută tezei de propriu stabilitate, unde se stipula expres despre globalizarea cu pacienta umană, adică social-democrație. Deci, prin urmare, în literatura de specialitate și globalizare este un fenomen mai complet. Dar eu pun toate aceste fapte că situația cu pretendentul la titlul de doctor sau chiar doctor habilitat face întotdeauna practic o apologie a noțiunilor, sintagmelor, categoriilor pe care le abordează și am văzut că și în cazul dat, domnule doctorand a vorbit, dar cum spun, modernizarea fără democratizare de legislativele, modernizarea fără globalizare nu este de bine, nu este de bine. Dar aceasta vine cu experiența și eu cred că pe viitor va fi o atitudine mult mai critică și cu prezentarea mai multor opțiuni referitor la aceste sintagme și categorii, dar funcții se schimbă foarte repede. Acum vom vedea care, spre exemplu, va fi poziția Statelor Unite, pentru că decizenții Partidului Democrat au sunt mai liberali și vom da Statele Unite la globalizarea de tip liberal. Se va îndepărta de protecționism sau nu. În plus, eu aș punca asupra unor inițiativități sau unor probleme care mai puțin sunt bine expuse. Spre exemplu, eu trebuie foarte bine. Polonia și Ungaria fac parte dintr-un punct de vedere și România din altul aspect. Toate trei au fost expuse pentru a vedea care tot se deosebi. Dar România putea fi în corelație cu Bulgaria. În cazul dat, ar fi fost suficient Polonia și România. Polonia a făcut parte, spre exemplu, în negocierile cu Uniunea Europeană din grupul de la Luxemburg, iar România din grupul de la Belgia. Deci, care au fost în acel moment, în martie, în momentul 98, diferite abordări ale opțiunii Uniunii Europene în raport cu statele centrale și cu vieții europene. Sau s-a ajuns în Asia Centrală, spunând că este nivelul de dezvoltare, depinde de nivelul de democratizare. Eu sunt absolut am altă opinie. Nivelul nostru de dezvoltare depinde de posesie sau disponibilitate de sport sau nu dispun de bogății și comunitate. În opinie, regimul lui Imam Ali Rahmon din Tajikistan nu se deosebește cu nimic de regimul lui Safar Murad Yazov sau cel din Turkmenistan. Pur și simplu, Tajikistanul și Turkmenistanul dispun de hidrocarburi, dar Tajikistanul nu dispun de nimic. În contra, Tajikistanul care a fost supus observat în Tajikistan, de asemenea, nu dispun de nimic, dar poate dintre cele 5 state post-sovietice centrale astea, Kyrgyzstanul a făcut cel mai mare pas spre democratizare. Deci, în Asia Mijlocie, un regim democratic este foarte îndoit. Și încă un aspect, mie au fost anumite din aceste referitor la
programele și proiectele din Uniunea Europeană. Politica Europeană de Vecinătate, parteneriatul vestic, nu sunt două programe distincte. Parteneriatul vestic face parte din Politica Europeană de Vecinătate. Da, acordul de parteneriat și cooperare nu ține cu nimic programul TASI de asistență tehnică comunității statelor independente. TASI a fost promovat în 1991, acordul de parteneriat și cooperare mai târziu, deși implementarea acordului de parteneriat și cooperare a fost la instituirea într-o anumită măsură a programului TASI. Eu consider că aceste aspecte pot fi remediate. Și referitor ca și domnul profesor Vasilescu la recomandări. Mie mi s-au părut că sunt prea extinse. Chiar, spre exemplu, votul prin internet, votul electoral. Era suficient distinct. Comisia Electorală Centrală se vină cu recomandare către Parlament ca acesta să intervină în votul electoral al Republicii Moldova pentru a introduce votul electronic în vederea asigurării posibilităților cetățenilor de a se exercita dreptul de vot. Dar acolo, când au avut posibilitate, că au fost și parte din casă, și la celelalte de asemenea, recomandările au fi mai puțin. Dar, în cazul dat, nu cred că nu este nimic rău, că ele au fost prea tare existite. În concluzie, aș spune că teza abordează un subiect foarte complicat, foarte dificil de realizat. Eu cred că acest subiect mai degrabă ține de o teză de doctor Caterinat, dar apreciem poziția și curajul domnului doctorat Ion Ciobanu, care a abordat așa o temă de complexă. A venit cu ideile pe care el le-a considerat că respectă tot și mai aproape opțiunile sale sau din cei de a găsit pe lucrarea de viitor la globalizare. Desigur că este lucrarea lui James Bell, de McGregor și alți autori care practic este una fundamentală pentru cei care împărtășesc opțiunea liberală a globalizării. Și consider că doctorandul merită cu deplință și se conferă titlul științific de doctor în științe politice la specialitatea cursului. Mulțumim, domnul profesor. Mulțumim, domnul profesor. Și acum cuvântul se oferă secretarului științific, doamna Angela Kolacki. Da? Da, da. Angela, treci încoace. Vrei să-l pornești pe tău? Nu, tot mai mult aici, așa, niște notițe. Mi-am făcut și eu niște notițe, da, unii notițe, ca să nu uit despre, despre careva chestii. În primul rând, vreau să-l mulțumesc și să-l felicit pe domnul Ciobanu și pe domnul Saca, pe domnul Ciobanu pentru realizarea unui studiu consistent, logic, bine expus, pentru faptul că ne-a oferit ocazia să ne expunem, să ne mai antrenăm creierii. Felicit pe domnul Saca pentru realizarea și conducerea unei lucrări destul de serioase. Mă mândresc într-o măsură oricare că am contribuit și eu la formarea domnului Ciobanu. Și noi toți ne bucurăm foarte mult pentru momentele și când apar asemenea momente în viața noastră. Eu sunt de acord cu multe lucruri pe care le-au expus antevorbitorii și nu, n-am să repet.
Doar vreau să accentuez momentul ăsta că, într-adevăr, domnul Juc are perfectă dreptate din perspectiva mea că noțiunea nucleu în denumirea tezii este sistemul politic, iar cercetarea, trinomul ăsta, democratizare, modernizare, globalizare, sunt factori care influențează și fac ceva cu acest sistem politic și atât în privința asta sunt de acord cu acele expuneri că, într-adevăr, tema este foarte extinsă. Sunt patru noțiuni fundamentale care în parte au școli. Dar aici ele sunt acumulate în cadrul unei teze de doctor, care trebuie să respecte cerințele, inclusiv și să nu extinzi formatul, să nu ai mai mult. Și de aceea, într-adevăr, apăreau unele momente legate de abordarea aceasta a sistemului politic. Eu am înțeles, Ion a mers pe calea abordării sistemice, ISTO, chestia asta se observă parcursul tezei și a sonorizat recent momentul ăsta. Eu personal sunt adept al abordării structural-funcționale a sistemului politic. Și atunci abordarea aceasta structural-funcțională, deși când citești teza, momentele astea se observă, se vorbește și despre această abordare, ea mie într-o măsură care mi-a lipsit, dar Ion a explicat că totuși s-a axat mai mult anume pe subsistemul instituțional și a vorbit din perspectiva schimbărilor sistemului politic din perspectiva instituțiilor. Deși structural, funcțional sunt o sumedenie de alte subsisteme, cultural, ideologic, comunicațional, normativ, deci în această lucrare aceste subsisteme nu au fost, dar ele și nu aveau chip să se regăsească. Deși, tangențial, autorul vorbește despre componenta culturală, culturii politice, nucleul sistemului politic, culturii politice. Deci, eu nici nu pot să spun că lucrurile acestea, deci inexaminarea sistemului politic din perspectiva altor elemente structural-funcționale, nu pot spun că este un neajuns. Autorul a mers pe o altă abordare, abordarea sistemică, abordarea sistemului politic dat de ISTO. Salut și încurajez această tentativă de examinare din perspectiva triadei. Autorul vorbește trinomului, eu merg pe calea tradiționalistă, hegeliană, triada, democratizare, modernizare, globalizare. Și vreau să vă spun că pentru anumit sistem de coordonate, acest moment lucrează, poate că autorul ar fi trebuit să fixeze mai concret spațiul și timpul. Deci aceste categorii filosofice i-ar fi ajutat momentul ăsta. Deci eu n-am să mă opresc asupra examinării momentelor pozitive
care sunt vreo 8 la număr, deci chestiile astea au fost expuse și de alți vorbitori. Deci despre trinom am spus, asta într-adevăr este o chestie foarte importantă în lucrarea respectivă. Ce mi-a plăcut că autorul, despre asta n-am spus alții, de ce îmi permit să mă opresc, autorul a subliniat aceste foarte mari sarcini care stau în fața societății noastre în ceea ce privește procesul de democratizare, procesul de afirmare ca stat, procesul de trecere de la o formă, de la un sistem politic la alt sistem politic. Deci toate aceste procese de renaștere națională, deci ele toate sunt separat, sunt procese foarte complicate. La noi, în ceea ce privește Republica Moldova, ele au coincis în timp și sarcinile sunt extraordinar de serioase. Deci, și acest moment, autorul a vorbit despre acest moment și chestia asta m-a bucurat mult. Mie mi-a plăcut că autorul abordează problematica globalizării din perspectiva postmodernistă. Deci nu se oprește doar la varianta clasică, da? De acum și din perspectiva postmodernistă, dar aici de acum trec și la momentele de critică asupra lucrării. La părerea mea, aici lipsesc lucrările lui Lyotard și a lui Zbigniew Bauman, autori recunoscuți anume din perspectiva postmodernismului în problematica globalizării. Da? Băiatul este tânăr, autorul este tânăr, el va putea chestiunile astea să le elaboreze în cercetările, în următoarele cercetări. În ceea ce privește... Au, mă scuzați, eu am apăsat, nu știu ce trebuie. Nu, mă scuzați, vă rog, eu ce lucrez cu două calculatoare și încerc cu un mouse să fac ordine în alt calculator. Ce mi-a lipsit mie... eu totuși consider că chiar și din abordarea sistemică a sistemului politic, mă scuzați, de tautologie, oricum autorul a vorbit despre instituțiile politice și aici ar fi fost mai benefic pentru calitatea lucrării dacă ar fi fost demonstrată legătura, interdependența dintre sistemul politic și infrastructura politică, adică sistemul de partide în Republica Moldova. Pentru că în recomandările finale se vorbește despre necesitatea schimbării, introducerii modificărilor în sistemul electoral, sistemul de votare. Deci momentele astea sunt legate unele de alte și dacă ar fi fost și o analiză a acestei interdependențe, atunci și recomandările respective ar fi fost, s-ar fi așezat, ar fi avut o continuitate. Respectiv ar fi fost bine dacă s-ar fi axat despre interdependența
dintre sistemul politic în ansamblu și sistemul electoral. Unul determină altul și invers. În ce măsură și cum, și mai ales că tangențial despre asta se vorbește când se fac analizele ale practicilor democratizării și, și modernizării a statelor luate ca și repere. Repere ca și modele. În rest, nu vreau să repet chestiile care deja au fost expuse și consider că lucrarea care a fost prezentată merită, autorul merită conferirea titlului de doctor în științe politice. Vă mulțumesc pentru atenție. Stimați colegi, și eu vreau să spun câteva cuvinte, mă străduie să fiu succint. Prima întrebare la care vreau să dau răspuns, după a mine. Teza este, teza e bună. Doctorandul merită să fie apreciat cu titlul de doctor în științe politice. A făcut un lucru enorm. Și a determinat conceptul, dar tema e foarte complicată. Și domnul profesor Juc, și domnul profesor Grigore Vasilescu, și domnul profesor Varzar, și domnul profesor Pârțac au atras atenția la aceasta, că tema tezei de doctor habilitat. Și poate aici au pervenit și problemele cheie despre care au vorbit colegii. Toți colegi, toți membrii Consiliului și toți referenți au atras atenția asupra acestui fapt. Și eu aș spune că după mine, el rezolvând așa o problemă complicată ce ține de conexiunea, interferența, impactul unui factor, altui factor, etc., etc., și sigur că el n-a putut să facă o analiză concretă, știi aici, fiindcă când faci analiză concretă, vrei, nu vrei, dar de la modelul ideal, fugi. Fiindcă viața intervine prin interese, prin contradicții, prin factori care influențează pro sau contra, etc., etc. Și eu aș spune că după mine, acesta e neajunsul, că totuși tema e foarte și foarte amplă de doctor habilitat. Și aici a apărut și problema cheie. Însă, pentru mine, valoarea tezei, nu numai în ceea ce a făcut el în lucrare, dar cum a susținut ideile, conceptul lui, și ceea ce a subliniat domnul Vasilescu, când o să blineat acest aspect. Că foarte important este și efectul care a fost trezit de teza, de discuție. Și știți, eu ascultam pe colegi și iată ce concluzie am făcut. Real, fiecare membru Consiliului, fiecare referent, nu a făcut aprecierea tezei de doctor. Dar a făcut apreciere, a pus în mișcare potențialul intelectual a profesorului, doctor habilitatului, pentru a da răspuns, pentru a explica problemele care s-au ciocnit ion, competitor la teza de doctor. Deci efectul a fost că doctor Habi, profesorii, discutau cu Ion nu ca cu competitor, dar ca un candidat la titlul de doctor habilitat. Și pentru mine acest efect poate este și mai important decât ceea ce el a făcut în teză și neajunsurile care sunt,
Sunt neajunsuri în teză. Sunt. Și colegii recenzienții, colegii din Consiliu au atras atenția și au făcut o analiză foarte și foarte minuțioasă. Eu aș spune, și de aici reiesă numai una. Termin deja. Că Ion, dumneavoastră apreciați ceea ce a avut loc astăzi. Nu numai că o să fie conferit titlul de doctor în științe politice, dar domnii profesori, doctor habilitați, v-au trasat direcțiile de cercetare în viitor. Fiindcă dumneavoastră n-a să vă opriți la asta, dar o să veniți și în lucrări, publicații, și poate și a doua teză o să faceți. Dar mă sfătăriți singur prin discuții în familie cu domnul conducător științific, dar vă spun că pentru mine acest efect este un efect foarte și foarte valoros și important. Că noi, profesorii, doctor habilitații, ne-am trezit și v-am văzut pe dumneavoastră ca concurent real, ca oponent real la ceea ce cunoaștem noi și ce promovăm noi. Dumneavoastră, nu vă supărați la sugestiile și obiecțiile. Fiindcă acestea sunt obiecțiile și sugestiile care au venit de la specialiști la specialist. Mulțumesc și eu am să votez pentru. Da. Deci, conform procedurii, acum secretarul științific citește proiectul de hotărâri, etc., etc., și continuăm mai departe. Ion, dumneavoastră, dacă vreți să spuneți ceva, o să spuneți, noi o să vă dăm cuvânt. Da. Da, ultima ceva. Așa. Dragi colegi, deci vă dau citirii proiectul hotărârii Consiliului Științific Specializat de 561 punct 01 cratimă 21 din cadrul Universității de Stat din Moldova cu referire la teza de doctor în științe politice, democratizarea și modernizarea sistemului politic din Republica Moldova în contextul globalizării elaborată de pretendentul Ciobanu Ion, specialitate 561.01 Teorie, metodologie, politologie, instituții și procese politice în ședință din 20 noiembrie 2020. Voi, vă rog, nu vă supărați. 20. Da, democrația veritabilă e și prin proceduri. Procedurile trebuie să fie respectate, așa că ascultați. Angela, da. Numai să nu apară încă o cifră. Ora 20, ziua 20, și anul 20. Da, iată, chiar interesant. De-abia acum mi-am dat seama când adevărul să doar 20. Angela, dacă eu am fost aceea care am propus ziua de astăzi pentru ședință. Deci, textul proiectului. În baza tezii elaborate de pretendentul la titlul științific Ciobanu Ion și avizilor prezentate de referenții oficiali Barzan Pantelimon, doctor habilitat în științe politici, profesor universitar și Părța Grigore, doctor în științe politici, conferențiar universitar. Convenim. Actualitatea și importanța problemei abordate este determinată de necesitatea cercetării problemelor științifice fundamentale ale teoriei politice, dar și ale practicii politice privind constituirea și evoluția sistemului politic democratic și modern al Republicii Moldova, a cărei soluționare urmează să contribuie la democratizarea societății și să asigure tranziția treptată a instituțiilor sale spre un nivel calitativ nou de formare a statului democratic. O actualitate deosebită al problematicii date se evidențiază în țările postcomuniste care au fost
nevoite să realizeze într-o perioadă scurtă de timp și într-o conjunctură globală complicată, transformări modernizatoare, radicale, ce au un impact major asupra tuturor sferelor vieții sociale. Printre aceste țări se numără și Republica Moldova, care, din lipsa experienței de democrație politică, a tradițiilor durabile de implicare civică, se confruntă astăzi cu provocări semnificative în procesul de formare și manifestare a activității politice, care în cei aproape 30 de ani de independență nu au reușit să rezolve cele mai stringente probleme ale societății. Noutatea științifică a rezultatelor obținute constă în realizarea investigațiilor care abordează pentru prima dată într-o lucrare de acest gen o analiză complexă a raporturilor din cadrul trinomului democratizare, modernizare, globalizare în contextul evoluției sistemului politic moldovenesc. Caracterul inovator și original al rezultatelor științifice constă în modul de abordarea subiectului investigat prin identificarea și elucidarea tridimensionalei factor democratic, factor modernizator și factor global. Astfel, literatura politologică autohtonă fiind completată cu un demers științific original. Problema științifică importantă soluționată constă în determinarea și analiza rolului pe care l-au avut actorii globali în procesul de democratizare și modernizare a sistemului politic moldovenesc. În același timp, au fost analizate inclusiv și factorii interni care influențează pozitiv sau negativ procesul de democratizare și modernizare a sistemului politic din Republica Moldova, fapt care a condus la reliefarea unui studiu complex pentru reprezentanții comunității științifice, a instituțiilor guvernamentale și sectorului asociativ și a permis prezentarea unor recomandări din ordin organizatoric, juridic, politic, informațional, comunicativ, care vizează optimizarea, consolidarea și funcționarea democratică a instituțiilor statale din Republica Moldova. Semnificația teoretică și aplicativă a tezii constă în realizarea unei înțelegeri mai specifice și mai precise din punct de vedere teoretic a rolului cauzal și a naturii perturbațiilor ce țin de trinomul democratizare, modernizare, globalizare și influențele acestuia asupra sistemului politic. Astfel, rezultatele obținute în realizarea acestui studiu prezentate în teză pot servi drept bază pentru studierea ulterioară a fenomenului democratizării și modernizării sub influența factorilor globali, dar și altor direcții de cercetare, cum sunt studiul tranziției, a societății civile, a relațiilor internaționale. Semnificația practică a lucrării este determinată de posibilitatea de a folosi tezele teoretice și recomandările practice formulate în cercetarea ulterioară a proceselor de modernizare și consolidare democratică a sistemului politic. Rezultatele studiului pot fi utile la elaborarea de acte normative privind îmbunătățirea politicii de stat și ajustarea instituțională în raport cu cerințele actuale dictate de dezvoltarea sistemelor informaționale, dar și de necesitatea stabilirii unei clarități privind vectorul de dezvoltare și a relației țării noastre cu actorii globali. Rezultatele teoretice și factologice prezentate în lucrare pot fi de real folos în activitatea autorităților publice, centrale și locale, precum și organizațiilor și asociații publice. Materialele tezii pot fi utilizate în procesul de instruire a instituțiilor de învățământ superior la elaborarea cursurilor de științe politice. Concluziile și recomandările formulate în lucrare pot fi utilizate în procesul de elaborare a politicilor privind direcțiile de dezvoltare instituțională a sistemului politic din țara noastră.
Domnul Ciobanu a realizat teza în corespundere cu exigențele actelor normative ale ANACEC, luând în calcul recomandările și obiecțiile expuse de membrii seminarului științific de profil și a reprezentanților comisiei de experți în politologie, administrație publică, jurnalism, științe ale comunicării ale ANACEC. Consiliul Științific Specializat de 561.01 Cratimă 21 din cadrul Universității de Stat din Moldova, în conformitate cu actele normative a Agenției Naționale de Sigurare a Calității în Educație și Cercetare Republicii Moldova, a decis. A solicitat la CEC să confere domnului Ciobanu Ion titlul de doctor științe politice, specialitatea 561.01, teorie, metodologie, politologie, instituții și procese politice. 2. A solicitat ANACEC să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de 561.01/21 de a conferi domnul Ciobanu Ion titlul științific de doctor științe politice și a elibera diploma respectivă. Aici și aici mai departe, deci sunt niște chestii legate de aceea cum vor fi exprimate votările. Deci, partea de fond al hotărârii, a proiectului hotărârii, v-am adus la cunoștință. Aveți propuneri pentru îmbunătățirea textului? Domn Cabasă. Ok. Bine. Spune. Deci, acum mai departe, dumneavoastră, acum trebuie... De trecut la votare. Acum, dragi colegi, după ce deci, am audiat proiectul hotărârii, propriu zis, cum, e scris... Fiecare să retrage. Da, noi ne retragem. Dar în situația dată, pentru că aici este o notă, în cazul susținerii publice online a tezii, conținutul acestei anexe, deci a regulamentului ăsta, se va adapta la condițiile impuse de desfășurare online a ședinței. De ce? Noi cu domnul Moșneagă rămânem în auditoriu, competitorul și susținătorii părăsesc sala. Nu pe mult timp. Votarea. Și vreau să vă informez despre rezultatele votării. Deci, la vot au fost prezenți 5 membri al Consiliului Științific Specializat. S-a votat pro 5 membri, contra 0. Deci, prin aceasta, dumneavoastră, puteți să faceți concluzii că unanim s-a votat pentru a conferi titlul de doctor în științe politice domnului Ion Ciobanu. Felicitările noastre, domnul Ion. Mulțumesc. Acum, conform procedurii, cuvântul se oferă domnului competitor și nou născut doctor. Domnul Ion, vă rog. Scurt, clar, cuvânzător. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați profesori, stimată audiență, doresc să mulțumesc tuturor pentru susținerea pe care mi-ați acordat-o în toți acești ani. În primul rând, un mare mulțumesc domnului profesor Victor Saca, conducătorul meu științific, care fără acceptul dumnealui astăzi nu am fi ajuns aici. Eu mulțumesc pentru toți anii de lucru care a fost în procesul de elaborare. Probabil dumnealui mi-a citit de zeci de ori teza mea, lucrările pe care le-am elaborat, a venit cu obiecțiile. Mulțumesc pentru că inițial eu nu fusesem acceptat la doctorat și datorită
condițiilor mai puțin favorabil pentru domnul profesor Sac, am reușit să fiu matriculat la doctorat și astăzi am ajuns să trăim acest moment. De asemenea, mulțumesc tuturor membrii Consiliului, domnul profesor Moșneaga, care a fost pe parcurs și la discuții la departament, doamna Colațchi, la fel, la seminar, domnul profesor Vasilescu, domnii referenți, pentru că au găsit din timpul dumnealor să-mi analizeze teza, să-mi o aprecieze și să vină cu, cu obiecții justificate și corecte. De asemenea, doresc să mulțumesc soției mele, care a reprezentat pentru mine un model. Un model, trebuie să recunosc că involtul de a intra la doctorat a fost faptul că și ea deja era doctor în știință și cumva a reprezentat un model pentru mine de a, urma calea. De asemenea, îi mulțumesc pentru că în tot acest proces, dar practic a fost ochii mei, având o deficiență de vedere, practic fiind nevăzător, m-a asistat în tot acest proces în ceea ce privește la analiza documentelor, aspectelor ce erau legate de care mă dedicau să realizez lucrarea până la capăt. Mulțumesc și sper că pe viitor nu vă voi dezamăgi. Acest lucru mă motivează încă o dată să continui drumul pe calea cercetării. Involtul de a intra la doctorat a fost inclusiv de a rămâne în acest sistem. Cumva îmi părea rău că am absolvit științele politice și cumva nu există o continuitate. Sper că această continuitate să fie, să se regăsească în viitoarele cercetări și în viitoarele activități ale mele. Mulțumesc! Bravo! Mulțumim! Mulțumim! Și acum, ultimul punct care eu trebuie să-l respect conform regulamentului, președintele declară închisă ședința Consiliului Științific Specializat.